Cine mai poartă căști Sony, mă? Ai și Walkman de la cu casetă, albastru? Da, știi că eu pot să vorbesc și cu tine din când în când. Da, și dar un microfon ar fi mai mișto, se bagă și el în discuție. N-ai un microfon să-ți pui? N-are, mă, și el sărac. Și doar să-l pornești când trebuie. Tuc. M-am tot gândit, zic, cum să-l prezint, că nu o să-l cunoască nimeni pe Radu. Exact, că n-are nici Instagram internetului, și asta, din lumea internetului, că asta e problema. Mamă, cum făceam? Hai să cumpărăm unul de la de copii, karaoke pentru copii, și cum Jack îl băgăm, să rămână, bine ați venit. Bun, aș vrea să vă zic înainte să începem că acest podcast este susținut de către OMV, lucru pe care eu îl apreciez foarte tare, nu numai că plătesc întreținerea din banii aia, dar uite, pot să aduc oameni, nu vrei? Și tu? Da. Am înțeles, da. Eu nu plătesc întreținerea din banii, dar pe lângă chestia asta, mă bucur că oamenii au înțeles mesajul nostru și că vrem să aducem oameni care fac lucruri tari pentru piața auto din România și să vă spun că tot ce cumpărați voi de la pompă, de la OMV, din gama premium a motorinei și a benzinei, 20% din noxele produse de acest combustibil vândut sunt transformate în bani care se transformă în arbori ce se plantează în România pentru a avea o atmosferă mai curată. Pentru a avea și generații următoare ce să taie. Ce să taie sau ce să respire? Da, păi, nu. Zic ăștia că ai văzut că copacii au un termen de viață, că după aia nu mai, da, după aia nu mai, după aia consumă oxigen, nu mai produc, trebuie tăiați. Trebuie tăiați și înlocuiți cu alții, da. Nu lăsați de niște... Da. Dar OMV face chestia asta, pe lângă podcasturile noastre, mai donează și niște bani la împădurit și este un lucru foarte bun. Asta era mesajul. Mergem mai departe cu discuții. It's working? Bine ați venit la un nou podcast, de data asta cu Radu Gurămult. Radu Gurămultă, măcar ai cel mai ciudat nume de invitat din toate emisiunile de până acum. O să vorbim și despre asta, stai liniștit. M-am tot gândit, zic, cum să-l prezint, că nu o să-l cunoască nimeni pe Radu. Exact, că n-are nici Instagram internetului, din lumea internetului, că asta e problema. Dar tu ești, din punctul meu de vedere, presa auto. Tu ești primul invitat, primul a fost Bratu, care și pe el consider presa auto. Bratul e mai presă decât tine? Da, dar are niște ani în spatele meu. Da. De experiență, bineînțeles. Da. Și eu le explic oamenilor că oamenii care fac presa auto nu sunt mulți în România. Na, nu sunt mulți, asta e părerea mea. Nu pot să zic nimic. Da, asta e părerea mea, că nu sunt mulți oameni care fac presa auto în România. Nu mai sunt mulți pentru că probabil nu sunt așa de mulți bani, nu știu, să ne zică Radu cât de mulți bani sunt în domeniul ăsta. Doar că tot ce pot să spun este că eu știu foarte bine cum vin la mine diversi oameni care fac vlog sau orice alte lucruri pe internet și sau zic, își imaginează că fac. Sau își imaginează că fac și vin și zic, mă apuc și eu de auto. Sunt bani aici, mulți. Da, apucă-te, frate. O să vorbesc foarte mult pe subiectul ăsta când o să ajungem. Da. Adică știu că din exterior lucrurile par mult mai întotdeauna din exterior lucrurile par decât altfel sunt de fapt. Da. E mult de, dai până acolo, hai să o luăm așa, ușor, pe lângă ușor. Asta, pe lângă asta și presa auto pe care o face Radu, el face o chestie fantastică. Se numește... E tot presa auto, să știi. E tot presa auto, da. E tot presa auto, dar e un catalog. Nu poți să-i spui că e nici revistă, nu poți să-i spui nici că e ziar. Da, dar e tot, tot presa auto, bineînțeles, pentru că e scrisă. Eu zic că asta e presa, știi, care e scrisă. Exact. Pentru că scrisul, din punctul meu de vedere, nu e pentru toată lumea. Și asta zic, presa auto, știi? Când faci presa auto, știi să scrii, ai un har, ai un dar, ai un talent. Scrisul nu e pentru toată lumea, dar eu cred că de aia mă încăpățânesc. Înțeles să cred că cititul ar trebui să fie pentru toată lumea. Cititul ar trebui să fie pentru toată lumea și ajută și mult. Eu tot zic asta și probabil pentru mulți sunt ca o moară stricată. Mamă, vine prostul ăla și îmi povestește când eu stau acum cu 1000 de ecrane lângă mine. Da. Dar noi, că nu suntem chiar așa de tineri, la noi nu se simte încă. Dar eu cred că la generațiile care vin se va simți lipsa lecturii. Da. Adică eu știu clar de mine, adică văd când vreau să scriu ceva, să comunic ceva, să pun un text mai mare și citesc, nu-mi place deloc. Adică nu-mi place mie când citesc, am impresia că nu transmit ce vreau să transmit, am impresia că ăla nu poate să înțeleagă ce am vrut să zic, știi ce zic? Da, te întreb așa simplu, că tu ești tată, eu nu sunt. Da. Tu ți-ai dorit ca băieții tăi să citească? Bă, mi-aș dori mult să citească pentru că ajută mult de tot cititul. De ce ajută cititul? Adică cum o văd eu? De ce ajută cititul? Pentru că cel care îți scrie se chinuie să-ți facă o imagine în capul tău
cât mai aproape de realitate. Am și o teorie pe tema asta. Ca să faci chestia asta cu oamenii, nu e ușor. Adică puteți să faceți un exercițiu, să încercați să-i povestiți iubitei sau copilului vostru sau prietenului vostru, să-i povestiți o întâmplare filmată cu telefonul, care o aveți filmată cu telefonul, și să scrieți pe hârtie și după aia să-i dai lui ăla să citească și ăla să zică, ia zi-mă ce ai înțeles. Uite-te pe video să vezi. Dar ce e de fapt. Dar eu îți dau alt exemplu aici. Nu degeaba am pomenit de copii în treaba asta. Nu știu cum a fost în cazul tău, dar eu când eram mic, mie mi se citeau povești. Da. Mi se citeau și povești. Da, că mai erau, eu știu... Prâzlea cu merle de aur, avea Mercedes alb. La mine în poveste. Da. Chestia aia, acum pare banal așa, adică eu neavând copii, știi, din exterior, mi se poate oricând închide gura pe tema, tu n-ai copii, n-ai de unde să știi, băi, am de unde să știi. Da, ai prieteni care au copii și nu se întrebe, adică nu e... Știu că e la îndemâna oricui acum să-i dea copilului un telefon, o tabletă sau televizor, uite la desene animate, să adorme până adorme. Da. Mie mi se pare mult mai intim și mult mai constructiv pe termen lung gestul de a-i citi o poveste. Bineînțeles. De ce? 100%. Odată, simplu fapt că stă în brațe, e o apropiere între tine și copil. 100%, da. Doi, citindu-i, îi pui un pic și mintea la contribuție când înțelege ce... Pentru că imaginația lui va crea scene. Și eu mi-amintesc și cărți citite de mine când eram mic, mă vedeam în subiectul acelor cărți, să zic, și mi-imaginam chestii. Da, ajută mult la imaginație. Chestia asta contează foarte mult și după aia, bineînțeles că cred că îi vei deprinde și, adică îi vei... îl vei împinge să prindă această deprindere a cititului în timp. Poate nu când va fi, eu știu, școală primară sau adolescent, că atunci va fi rebel. Da, clar. Dar plus că, repet, și asta cred că de fapt este cea mai importantă chestie. Apropierea aia când ții copilul în brațe și citești o poveste și poate tu te chinui să faci personaje diferite tonuri, asta voci, e esențială. Da, mai bagi de la tine, dacă vrei. Bagi, da. Nu știu cuvânt. Acum, da. Păi nu, că partea cea mai mișto este... Eu țin minte când era mic, taică meu era și este în continuare destul de inteligent, așa, sper să se uite la podcastul ăsta. Îi dai tu link-ul dacă... Nu, da. Și țin minte, adică amintirile pe care le mai am acum, că probabil lui fi spus eu multe prostii, dar povestindu-mi lucruri sau explicându-mi lucruri, și el era destul de avea răbdare și mi-explica orice îl întrebam, știi cum e, da, de ce. Da. Și ajungea să folosească unii termeni sau ajungea să folosească cuvinte pe care nu le înțelegeam și se apuca să mi le explice. Mamă, e greu rău să vezi. E greu. De tot, e greu, dar asta cimentează relația ta. Și să o spunem pe aia dreaptă, nu toți cei ca noi, să zic așa, ajungi la maturitate la un nivel sau altul, nu au legături foarte strânse toți cu părinți. Dar de ce? Nu e o regulă, da. De ce? Pentru că nu toate relațiile au fost foarte strânse. Acum eu nu zic că dacă îi citești în fiecare seară, dar dacă îi acorzi timp, n-are cum să fie greșit pe termen lung. Și asta e un model de a... Bineînțeles, poți să te ieși la desene animate cu el. Să nu-l abandonezi acolo. Da. Și asta este unul din motivele pentru care eu încă mă încăpățânesc să fac niște chestii în print. Bineînțeles, avem tare și nu online, dar vezi, eu nu veneam cu un laptop, îl deschideam și zrulam aici. Există. Uite, asta și poți să o pui într-o bibliotecă și... Îți dau un exemplu legat de chestiile astea cu pozele, nu? Avem toți poze, avem toți telefoane, facem 7 milioane de poze, avem albume, uite, eu am album cu copiii, l-am privat pe Facebook ca să nu deranjez oamenii, că și eu eram deranjat când puneau, păi tă-mi dă poze cu copilul, dar mai lasă-mă, mă înțelegi? Da. Și mi-am făcut albumul meu privat să nu deranjez acolo. Nu intru niciodată în el. Nu intru niciodată în el să mă uit la amintirile pe care mi le arată Facebook-ul, nu mai uit. Nu mai dau acolo scroll, că simt nevoia să postez. Băi, mai țineți minte acum 6 ani? Da, acum 5 ani. Da, eu acum 3 ani. Doamne ferește, foarte bine că o faci și eu ți-am zis, de-aia nu mai fac. Să beau niște ceai. Și la pozele digitale... De ce râzi, Marius? Lasă-l, mă, pace. Prima dată când se bea ceai dintre ăsta noi în veterină. Bea un ceai de Red Bull. Și... este ceai tailandez, mă. Foarte bun pentru spate. Mai rede. Face când... bine la spate. Da, mă, nu, omul bea Red Bull și n-am vrut să punem cutia, că n-am luat bani de la el, adică e simplu, de ce să nu recunoaștem, dacă luam bani de la Red Bull, lăsam și cutia, așa l-am pus și în nas. Și ne-am chinuit să mascăm momentul ăsta. Da, și băi, adu-o cu, da, înțelegi, da, ales praf. Da, mulțumim, Marius. Tai tu, Marius, dacă ești,
Bun. Da, deci asta cu pozele e același lucru, știi, cum aveai albume cu tine când erai mic și veneau prieteni, hai mă să-ți arăt, uite, acum pe digital nu se mai întâmplă același lucru, deci astea care sunt fizice și le ai și le muți și exact. Le ai grijă de ele, apropo, au altă valoare față de lucrurile digitale, din punctul meu de vedere. Eu îmi fac sărbătorile în general în familie. Familia e destul de unită, zic eu, și ne vedem de obicei la bunica mea, de fapt singurul bunic, să zic așa, care mai e bunica de pe tată, care mai este da. În viață. Și de Paște și de Crăciun, de obicei ne strângem acolo. Și unul dintre episoadele care se întâmplă cu repetiție, depinde cât ne înveselim, este pozele. Scoaterea cutiilor de pantofi în care există poze. Da, mă. Și încep poveștile. Da, mai ții minte aici, când erai. Da. Da. Și mai zic o chestie, apropo de asta. Eu am acasă câteva poze printate, de la diverse ocazii. Unele chiar am una foarte dragă de la salonul auto de la Frankfurt. La standul Opel puteai să-ți faci o poză da. Și eu glumind am făcut o poză cu, nu știu dacă tu l-ai cunoscut pe Vali Damian, frățică. Nu cred, nu. Da, coleg de breaslă, ca să spun, jurnalist sportiv la bază, convertit și în jurnalist auto, care din păcate nu mai este printre noi. Și poza aia pe care i-am făcut-o așa, cumva la mișto, hai să ne facem, aveam saco, o chestie mai rară așa în viață, ne-am făcut... acel cadru pe care ți-l printa pe loc și aha, avem și noi o amintire da. Împreună. Acum când mă uit la poza aia știind că Vale nu mai este printre noi, nu trebuie să o caut nicăieri acolo. Și am câteva poze da. În casă. Și mai e o chestie aici, că știi cum e, trăim în epoca în care și când ai foarte mulți bani disponibili, e complicat să cumperi un cadou. Da. E un cadou foarte inspirat. Mai ales către cineva care își dorește să aibă cu adevărat să păstreze niște amintiri, mi se par da. Reinterpretările de Polaroid. Da, 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 foarte tare, da. Ok, vom avea 5.000 de poze, să 10.000, că am telefonul capacitate da. Mai mare. Dar vom avea, nu știu, din vacanță, 30 de instantanee da. Polaroid, da, mă, sunt super care tari. Vor rămâne undeva. Știu, aveam și eu o frigider, aveam... Da. Foarte tare. Adică lucrurile fizice da. Sunt mult mai mișto decât astea digitale. Asta vreau să zic. Catalogul Racing Wheels e foarte tare pentru că e plin de pasiune, pentru că eu știu ce înseamnă să te duci să cauți mașini și să le prinzi pe toate aici și să le faci poveștile și să le scrii. Și să prinzi parte din ce ți-ai dorit, că da. La începutul nu e un plan care iese da. Din experiență cam pe jumate, așa, jumate adică, improvizat pe parcurs. Ca să înțelegeți voi, eu când am apărut în catalogul ăsta, încă mă laud acum 3 ani sau așa, m-am întâlnit cred cu un băiat, 4 ani probabil, da, m-am întâlnit cu un băiat care m-a întrebat. Mi-a zis, băi, ia zi-mă, ce ai făcut cu mașina? Păi uite un Fiat, am luat-o așa de la George, am dat 5.900 și era automată și am schimbat cutia și la 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 și am povestit omului, așa, înțelegi? Și omul nu avea niciun reportofon, nu avea nimic, da, înțelegi? Da, 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 da. Și după aia m-am uitat în materialul scris, băi, era 98% fix la ce am zis eu și am zis, wow. După care, înainte de apariția în Racing Wheels, am intrat în contact cu Radu, nu știu dacă el mai știe, dar eu știu. La un eveniment. La un eveniment. Eram la autoexpert atunci, da. Da, la un eveniment de al meu, eu aveam și site-ul Street Maniacs, credeam că dacă am și site și fac și evenimente și o să vină sponsori și o să facem să fie bine și așa mai departe. Ce bine că m-ai lăsat cu telefonul pe masă. Tu vorbești da. Și ca să pot să scriu pe site, adică pe site, ca să funcționeze site-ul și să ai trafic, trebuie să postezi știri. Daniel Mihai Zimene. Așa e rămas, da, adică nu o să schimbi da, niciodată. Da, da, așa e și la... Adică tu ești nu la gură multă, dar așa cum e Zeul Dobrescu, de exemplu. Marius e trecut Zeul Dobrescu. Ce să facem, frate? Mai dai un Red Bull pentru asta? Fiecare după posibilități. Da, și l-am cunoscut pe Radu, făcând un lipeala, ca să zic așa, cu Radu Dan Moise, care Dan Moise făcea parte din organizare și mi-am zis, bă, uite, să facem... Și care Dan mă compătimea că aveam... La un moment dat am avut aceeași mașină și Golf, probabil știi ea. Și, ce urmează. Da, și noi trebuia să scriem pe site și, bă, zic, eu scriu, dar n-am, adică, nu, mai bine nu mai scriu. Păi uite, știu eu pe un băiat Radu care face presă, auto și dăm lui să scrie și nu știu ce. Și zic lui Radu, bă, uite, avem evenimentul acolo, dacă vrei să vii să vezi, să nu știu ce. Radu n-a venit, că avea treabă, avea alte treburi, n-a ajuns, nu contează, nu s-a întâmplat nimic. S-a întâmplat deci chestia asta, să nu pot să ajung undeva. Dar a scris articolul. Îmi pare rău că nu mai am site-ul activ, chiar nu cred că mai e site-ul activ, că articolul era acolo, bă, și era, iarăși, 95% exactitate ce s-a întâmplat acolo, el nefiind acolo, nu mai știu, ți-am povestit eu ce s-a întâmplat? Da, da, da. Ți-am povestit eu, da? Să... Nu mai știam de unde, dacă ți-am povestit sau nu. Bă, da, asta vreau să zic, îmi pare rău că e intro-ul ăsta foarte lung și probabil vă plictisesc,
dar este... A, noi suntem încă la intro. Intro, da. N-ai intrat generic. Când luăm, când luăm publicitate? Îl prezint, Marius. Îl prezint pe Radu, mă, frate, dacă am mult de prezentat, ce să fac acum? Am mult de prezentat. Da, și pe mine m-a impresionat partea asta cu scrisul. Nu știu voi cât de tare sunteți impresionați. Probabil că la 20 de ani sau la 30 de ani vă doare la banană, cum mă durea și pe mine. Îmi părea rău că nu mai sunt din ziare păcate, ca să-mi șterg geamurile. Păcate, da, da, că, ca să-mi șterg geamurile la mașină. Bine, pentru mine astea erau ziarele și erau foarte utile. Acum nu mai sunt și îmi pare rău după ele pe aspectul bine, ăsta. Bine, mai sunt ofertele la supermarketuri care da, nu e aceeași calitate la hârtie. Adică da, hârtia fiind de calitate mai bună, nu e la fel de eficientă da, că ștergi geamul. Deci ștergi de geam cu pentru ziar. Pentru mai multe sfaturi urmăriți-ne. Da, 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 Dobrescu sfat, deja și-a notat. Sfaturi băbești. Carnețelul. Ai creion de la chimic, nu? Pui cu pe limbă puțin Radu și scrii. Radu și Daniel. Bun. Facem o rubrică. Da, mă. Din păcate... trăim vremurile în care cei un pic mai tineri decât noi, și nu vreau să supere pe mine, se exprimă mai bine la tastatură decât în scris de mână. Toată lumea o să vorbească de evoluție, nu știu, poate e bine la un moment dat. Bă, mie nu mi se pare nicio evoluție. Chiar nu mi se pare evoluție, adică să nu știi să scrii. Bă, să aia nu știi să scrii. O problemă și mie, știi? Bă, frate, deci că cum? Tu îi scrii unei fete și aia, ce zice aia când vede că scrii prost? Acolo adică, nu ce, ce da, zice? Zice, bă, lasă-mă că oricum tot scriu auzi, prost mă, acum, nu? Auzi, să știi să scrii și dacă o să lași un bilețel pe frigider la un moment dat. Bă, pentru copil, pentru da, soție, pentru iubită, scuză pentru amant. Că te-am blocat. Pentru... Dacă nu, scrii, scuză-mă că te-am blocat, legat, ești nebun? Vin mai târziu da, sau... Da. Dacă vrei să-i pui un afiș, bă, scuză-mă că te-am blocat. Ce zic oamenii despre tine? Eu chiar mă gândeam acum. Da, dar știi care e problema Udrea mai mare? Elena Udrea? Că tu tot ești cu Isărescu cu ăștia. Elena Udrea, nu? Hai să o chemăm. Auzi, mă, tu zici că e o problemă să-i scrii greșit, dar eu ți-o ridic la fileu. Sau nu, o preiau de la fileu da, și ți-o dau peste fileu. Dar dacă ăla nu știe să citească ce și faci? Și asta, cum erau ăia cu, cum erau ăștia la știri, acum cu permisele. I-au luat permisul fiind analfabet. Ai văzut că i-au prins pe unii care da, nu știau păi, să mă rog, citească. Cumva bă, cred nu, că pe unii îi recunoști ușor în trafic. Bă, da, nu știu. Că n-au dat prea des pe la școală. Adică a dat pe la școala vieții, dar nu și pe la adică, construită, știi, cu portar. Înțeleg mentalitatea aia în care zice bosul meu, zice, bos, ce să fac eu la școală, bos, că mă învață ăștia cu radical, cu integral, micoale, când fac eu bosule de-astea? Asta înțeleg. Bosule, te faci constructor, îți faci tarabă în piață. Înțeleg, nu-ți trebuie ție. Înțeleg, nu-ți trebuie. Bă, da, să știi să scrii și să citești. Da. Bă, adică minimul mult... de... Minimul, ești nebun. La asta să nu scrie ca tine. Da, dar să exemplu știe, asta să cu matematica. Ești nebun? Mă zici, spală-mă pe mașină pe spate, te rog eu, câte spală-mă greșite sunt, ești nebun. Incredibil, mă, frate. Fii atent, asta cu matematica, cu fizica, da, cu chimia, eu n-am excelat, deși eu am făcut profil real, culme, eu n-am nicio treabă cu... Asta cu jurnalism a fost strict pasiune. Da, hai să începem să ne da, spui de cum a intrat în toate asta chestiile astea, zici, bă, la ce mi-a folosit mie toți anii de matematică? Am făcut și niște... Bă, am făcut politehnică. Am ajuns până la nivel de matematici speciale, adică am trecut peste ce era liceu și asta. Nu mai știu nimic. Cred. Deci acum dacă îmi dai o carte de 1-4, ai toate șansele să mă blochezi. Bun, da, mă voi gândi, îmi voi da, da seama. La 1-4, la 5-8 nu mai sunt convins, la liceu n-am nicio șansă. Da, că poate mai citesc litere, simboluri și asta. Da. Dar tot ce faci la școală, deși pare așa în, în timp da, real, în timp ce faci pare nefolositor, te va forma ca om, ca direcție, ca mod de gândire, ca... te va organiza într-un fel sau alt. Unii sunt mega organizați într-un haos pe care îl trăiesc. Da, așa e. Îi vezi așa, nu înțelegi nimic și de fapt acea totul mișcare browniană okay, din viața lor, de fapt, de drept este super logică. Asta te... nu neapărat școala în sine, cât educația. În România și în alte țări civilizate, școala înseamnă mult din educație. Școala nu va compensa niciodată ce n-ai primit acasă. Acasă nu va compensa niciodată ce primești la școală, deși mulți cântă osanale școlii de acasă. Eu cred că trebuie să existe un echilibru. În momentul în care, da. Iar asta se vede poate nu... Be, se vede și când e copil și ăla urlă, behăie, tu te duci undeva să mănânci și urlă, behăie, că așa e normal să exprime. Nu știe nimeni să că lași, nu ai acordat niște să timp. Să lași, n-ai voie să... Da, în fine, acum știi, devenim prea... O fiecare, să sperăm pe mulți da, cu asta. Da. Dar asta e tot de la ce am plecat inițial cu cititul și de relația poveștile pe care o ai cu copiii, cu unii cu alții. Eu sunt absolvent de politehnică. Am 7 ani de politehnică. Se făcea 7 sau îi repeta ceva? Nu, eu sunt ultim...
Tu nu te-ai gândit că am primit întrebarea asta de un milion de ori și îți dai seama că de pe la a doua, a treia oară o ai pregătit. Sună prost și a glumă proastă și tu ai pus sau un milion de oară și... Deci, fii atent, sunt ultima generație care a prins 5 ani de politehnică, sistemul vechi. 5 ani, cum era mai... Toceam coatele pe băncile școlii 5 ani, plus master. Sunt 6 ani jumate, de fapt, și te drept, că master era un an jumate. Dar până dădeai și dizertația și tot, erau 7 ani, da. Mas o menos. Eu am făcut liceu teoretic, matematică, informatică, intensivă, engleză, mai mult de begin, clear screen și to do, da. End, okay. Nu nimic, turbo Pascal, nici nu mai știu cum arată iconița, da. Dar da. Și întâmplător, în timpul facultății, m-am angajat la o revistă auto, la Auto Expert, la domnul Florin Micu. Și acum, ca să știi, să închidem așa toată bucla la asta vârstă, mare. Mai prima idee, întrebare... Când te-ai angajat? Păi zic eu, eram, cred că eram... 22? Anul 5, 21? Nu. 19? Eram anul 4 sau anul 5, nu mai țin minte, de facultate. 22. Până atunci nu avusesem, acum când o zic așa, că eram destul de bătrân, cred că aveam 24 iși. Și ce ai făcut până la 24? Păi până la 24 am avut tot felul de activități pasagere, ca să zic așa. Adică n-am avut un job fix, da, pentru că chiar m-am dus la școală. Era greu și cred că și acum, dar atunci era mai greu să faci politehnica la zi cu laboratoare și tot și să ai job stabil. Dar, de exemplu, în timpul facultății, weekendurile mele, mai puțin iarna, erau ocupate de competiții FRAS la vremea aia, pentru că eram arbitru la Federația Română de Automobilism Sportiv. Și atunci, în weekenduri mă duceam la curse, în timpul săptămânii la facultate, și de acolo îmi spoream veniturile în mare, să zic așa. Dar ce vreau să zic, când m-am dus la interviu, foarte pe scurt, un prieten bun, coleg de facultate și prieten bun și acum, și care este profesor în cadrul facultății, nu vreau să-i dau numele ca să nu se sperie studenții că e prieten bun cu mine, a fost la un interviu la domnul Florin Micu, Auto Expert, dar eu nu știam. Și în aceea zi am fost la un interviu la o firmă care făcea niște manuale de reparație, le compunea, da. Le traducea. Și m-am acolo, nu eram eu foarte împăcat cu probabil de acolo și prestația mea neconvingătoare la interviu. Dar când am stat la discuția de după proba practică, eu era one-on-one cu... nu știu, direct, era un șef mare. Șeful. Și am zis, o singură rugăminte am la dumneavoastră, eu personal, să-mi dați un răspuns. E tot ce vă rog. Dacă e nu, nicio problemă, nu. Adică, dar nu ai... toată lumea zice, vă sun eu. Aia mă seacă cel mai tare. Nu avusesem eu experiență, dar știam de la alții. Nu mi-o băgați pe aia cu vă sun eu. Și ții minte și acum, mi-a ținut așa, domnule, dar eu sunt om serios, eu vă anunț. Bineînțeles că n-a sunat niciodată. Eu m-am venit de la... Da, știu. Hai nu. Am nu mai râde mult, asta, asta Toyota, este. Da. În fine. Și seara, pe holul căminului P15 din regie, vorbeam cu prietenul meu, era să zic Dan. Mai râde mult. Și povesteam chestia asta și i-am zis, băi, l-am rugat un singur lucru, să mă sune. Dar nu o să mă sune. Sunt ferm convins că nu o să mă sune. Și eram revoltat. Ne-am luat lui la revedere să mă duc în cameră să mă culc. Dormeam mai puțin în facultate decât acum. Și zice, a, da, și am fost la un interviu astăzi. Unde? Am fost la o revistă auto. Băi, ești nemul? Na. Păi și, a, dar nu-i de mine asta. Hello, vină în cameră. Și doar, da, știa. Eu am crescut cu reviste acasă, că asta e de fapt background, da. Știi? De liceu, nu, general lucruri, dar liceu, facultate. Autopro. Mai multe, nu doar. Auto. Dar îți povestesc cum e. Da. De exemplu, am avut toată colecția Motolife. Okay. Am avut reviste auto mai multe, că nu era, pot zic, aveam, luam ce mă atrăgea ca și copertă, uneori două, dacă aveam bani de trei, dacă aveam Motolife, mie îmi plac motocicletele de mor, simplu da. Fapt că nu... E și motociclist, Radu. Da. Cel mai prost motociclist în lume. Și ce câinele meu, eu sunt fan câini, devoram câinele meu. Și am zis, da, bă, dar tu nu știi, că eu spun, bă, da, păi... Fă-mi-o, și Dan a doua zi a sunat la domnul Micu, a zis, domnule, eu nu sunt așa, nu e pentru mine, dar am un coleg. Și când m-am dus în birou, unde era sediul Autoexpert atunci în Titan, și am intrat, ne-am cunoscut, și prima întrebare pe care mi-am pus, eu aveam un CV, m-am zis cu un CV, mă, îți dai să m-am luat și eu model, l-am umflat cât am putut, ce eram acolo. Cum se face, cum ar veni? Șef la mine în cameră pe patul meu, nu așa? Da.
Și eu l-am pus, nu m-a întrebat ce. Prima întrebare a fost, știi să scrii? Și m-a amuzat așa. Hă, știi să scrii? Știi? Am zâmbit. Nu, zice, crede-mă, orice altceva învățăm, dar nu putem să o luăm de la zero să învățăm să scriem. Cred că da. Și nu o să o lungesc foarte mult. Mi-a dat, a zis, uite, te duci acasă, fă-mi și mie ca un articol, așa cum vezi tu. Am avut două întrevederi. Prima și a doua. Între prima și a doua, eu am scris niște chestii. Și cumva a remarcat că știu să scriu ai talent. În mare corect. Nu, că știam să scriu gramatical okay. Și asta e talent. Asta e. Da. Faptul că eu cred că știu să scriu cât de cât corect. Bineînțeles, orice, toți facem greșeli. Da, da. Nu se e ușor limba română, dar în sfârșit. Din punctul meu de vedere, doamnei mele învățătoare, Ciuhat Elena din Bacău, eu am făcut 1-4 atipic la liceul de artă. Eu am făcut plastică 1-4. Există un mic artist în mine, care în clasa a 5-a a fost defrișat de taică-miu, care a zis, nu, bă, mor de foame cu pictura, merge să faci școala adevărată. Dar a dreptate om. Da, doamna adică, învățătoare a fost senzațională. Și acum aș vrea să, așa, cât mai pot eu, că știi cum e, din păcate, dincolo de lume nu te aude nimeni. În 5-8 am avut un profesor de limba română pe care n-am știut să-l apreciez cât merita atunci, pentru că părea altfel, dar acum, cu mintea de acum, îmi dau seama că era altfel în sensul bun. Îl chema Marin Preda și era nepotul scriitorului și era un om senzațional. Iar tot a continuat în liceu cu doamna Elena Bostan și pe care o salut pe calea asta, sper să ajungă către dumnea ei, care a fost o profesoară senzațională și am mai povestit la un moment dat chestia asta. Deci dumnea ei știa că, de exemplu, nu făceam tema și mă asculta și eu încercam să improvizez foarte mult. Și mă lăsa și vorbea și la un moment dat zicea, da măi Radu, știu că tu nu ai citit, dar eu te las, că îmi place așa, că încerc să te place cum inventezi. Și doamna Bostan știa și că ne pasam caiete de la unul la altul și se făcea că nu vede și te lăsa să citești din tema celuilalt și tu nu înțelegeai acolo că nu era scrisul tău. Și tema așa, da, vai ce, dar ce ți-ai schimbat scrisul, vai ce, era... Dar noi când eram mici, adică, da, și ei m-au influențat, dar iarăși, o să repet asta probabil ca o moară stricată. Eu nu conștientizam pe moment că oamenii ăștia vor își lasă urme în sufletul meu. E, s-a întâmplat când m-a întrebat, domnul, știi să scriu? Eu cred că da. M-a lăsat acasă, am scris, fac greșeli și acum, după atâția ani, 13 ani, și mai știu cât sunt, fac greșeli. Dar eu încerc să nu le fac. Le fac involuntar. Nu am, nu sunt de formațiune umană, să zic așa, accept că. Și asta, apropo de ce ziceai la început, băi, cum e cu scrisul, cum e cu scrisul, dar cititul pe care îl făceam din reviste, că așa erau vremurile, nu cred că mi-a stricat în viață. Păi, niciodată nu are cum să strice. Adică, și ca să o parafrazez pe o prietenă care îmi se pare că are un nivel de cultură general foarte mare și discutam la un moment dat de o carte de poezii pe care o scrisese și Anca o cheamă. Și Anca a zis așa, eu în liceu nu citeam și pe măsură ce avansam ca vârstă și mă maturizam, mi-am dat seama că devin un pic deficitar în dialogurile cu ceilalți, că eu nu aveam în spate un background. Bagajul de cunoștință, da. N-aveam atâtea cuvinte și am început să le folosesc. Citesc, da, am început să citesc cumva mai parcă. Nu a devenit pasionat și una dintre pasiunile astea cu cititul. Și am zis, bă, pe măsură ce citeam, mi-am dat seama că am înflorit așa la nivel de cultură. Și cred că asta, de da, fapt... Chiar ajută, adică n-am... Da, în sfârșit, e anyways, da, acum nu este un podcast despre aici, citit. Da, ne adresăm aici oamenilor cu vârste între 17 și 35 de ani. Să zicem, hai că poate pe la 35 de ani te mai dă așa cu gândul la citit, dar pe la 34 nu. Deci e greu să înțelegeți ce vorbim noi acum, cei cu vârstele astea. Ne adresăm unor oameni cu pasiuni, probabil. Da, cu siguranță, cu timpul... O să ne dați dreptate și vă mai dau un exemplu. Știți atunci când fumam în spatele blocului și ne duceam acasă și ne dădeam cu iarbă pe mâini și tot felul de boscheți ca să nu mirosim a țigări? E,
încercați să faceți acum același lucru, să vedeți cum simțiți mirosul al uneia care fumează și cum vă gândeați voi că îi păcăleam pe ai noștri că noi nu fumăm, adică știi? Deci cam asta e și cu cititul, nu e nicio păcăleală, o să vă dați seama, dar probabil mulți dintre voi prea târziu. Dar n-are importanță. Asta e vopsit de mine, știi? N-are importanță. El a lucrat, mă. Da. Se trezea dimineața la 4. Atelier, la atelier, mă, frate. Deci dacă ai văzut mașina asta și ți-a plăcut, așa o să fie și golful tău. Da. Dar peste 10 ani, probabil. De ce, mă, peste 10 ani? Că de nu când, e scump. Când voi, chiar nu mă voi apuca de o mașină greu de vopsit, pentru că pe negru e foarte greu și se vede orice. Și ăsta este un urs cu M3 Turbo, o pick-up tare mașina, de la Bacău. Noi n-am apucat nu acolo rupe, să... Nu de față cu mine. Era să-i rup coperta. Iartă-mă, ia lui Marius, nu mă interesează. Eu, e al meu, frate. El vezi, face... se vede cu câte cărți au umblat la viața asta lui. Asta clar se vede, dar... Se și aude. Dar nu, ăsta e recuzită, mă, frate. Ăsta e special făcut aici pentru filmări. Mă, dar copertă tare când pleca din lateral așa și dacă nu ferai capul, o puneai. De lei. Uite, 205 că vorbeam. Da. Asta e chestia. Unii înțeleg, unii nu înțeleg. Eu n-am încercat să fac o treabă elitistă. Eu am încercat să caut mașini cu povești. Da. Bine, cred că majoritatea... Cred că tu știi mai bine decât da. Mine. Mai primesc tot felul de, nu zic oferte, că oferte sunt propuneri. Am și eu o mașină. Aș vrea și eu. Da. Încerc să... Explici că nu e ce trebuie să fără să-l jignești, nu? Adică da. Încerci să-i spui că copilul e prost fără să se simtă prost. Nu? Nu, da. Eu, asta deci trebuie să pot faci. Să înțeleg... Asta trebuie să faci. Doamne, știți, copilul nostru nu e cel mai dotat. Pot să înțeleg că în viziunea fiecăruia mașina lui e cea mai tare. Și în viziunea lui, da. Poate să fie, asta. E liber să fie. Știi ce nu pot să înțeleg? Lui și deci poți să ai orice, mă, orice jur. Ai ultima... Dacă tu ții la ea, dacă o respect... Da. Poate să fie ceva. Nu poți să înțeleg să-ți spune unii, bă, nu fă asta. Și zice și la, nu fă asta, bă, nu fă asta. Nu fă asta, nu fă asta și tu o faci, acolo mai pierdut puțin, știi? Înseamnă să ai personalitate puternică. Și prea, să crezi, prea puternică. Și să crezi că toți din jurul tău te mint. Bine, știi cum și e? Nu, uite, probabil, nu știu, abar nu. Eu nu sunt un mare fan al tuningului. Cred că ți-am mai zis asta. Bă, acum unii aruncă dar nu e un lucru cu, rău. Nu, e o prostie. Suntem da, liberi să facem ce vrem noi da, și să avem pasiunile noastre. Și, Doamne, am niște preferințe pe care nu le ascund. Am niște preferințe cumva inginerești. Așa, sunt fan Porsche și e greu să zici că ții cu Real și cu Barcelona, dar îmi place foarte mult și BMW, o marcă pe care eu până în facultate, adică pe parcursul facultății până să ajung să lucrez în presă, am cam... nu vreau zic detestat-o, dar eram anti-fan BMW, da? Pentru că pe oamenii măsură, care da. Foloseau BMW îți făceau o impresie proastă despre marcă. Spunea, da? Am crezut marca. Și eu în idei de-astea da. Preconcepute. Da. Doamne, nu mi-au dă aia, că au toți cocalarii. Da. Ce legătură are, mă, frate? Dar, de exemplu, ingineria supremă în industria auto mi se pare la Porsche. Știu că există creații mult mai, dar acum depinde foarte mult cât vrei să investești și după aia cu cât vinzi. Că bineînțeles că și Bugatti modern face niște creații, dar acolo discutăm despre cu totul și totul altceva. Nu zic că Porsche e ieftin, că după cum vezi nici tu, nici eu, nici da, Marius. Nici bine, Marius are unul ascuns. Are, Marius are, ține mult la... Are, contul are minim 350.000 de euro. Da, cont. Da, minim. Da. Zic aici, ca să știe, dacă păi vreți, stă în Colentina. Bine, iar în cont, nu iar acasă. 350.000 de euro ți-ai o machetă Porsche, că ei, doar dacă... Și așa și un SH. Da. Nu că n-ai putea, un dar... Un SH onest. Nu-ți faci treaba cu ea. Ieșită de pe ring de acolo. Întreținută. Băi, nedat ca surd un clopot. Deci, hai să o luăm așa un pic în ordine cronologică. Tu te-ai angajat la revistă, la 22 de ani, și ai zis no, că mai mult, cred 24 da. De ani și ai zis că ai o experiență de 15 ani în, să zicem. Deci de când te-ai angajat la revistă, ce ai făcut? Ai rămas acolo, ai început să testezi mașini, ai început da. Să scrii articole la un moment dat? Da, probabil, da nu, am început să scriu destul de repede. Bineînțeles, așa mai limbă de lemn, asta s-a mai cizelat în timp.
Ții minte și acum primul meu test. Te corecta cineva? La... Iartă-mă că te întreb. Da. Te corecta, nu? Deci da. Tu făceai un articol, trimiteai la cineva? Era, da, exista corectură, dar era okay. corectură a limbii române, nu a ideilor exprimate, okay. să spun așa. Okay. Și bineînțeles dacă furai curent și tu... Ok, aberai, da, sau erai agresiv. Aoleu, o să fiu răutăcios acum. Zi, fii răutăcios, mi-e așa-mi place. De torc stir la un stan, cum s-a întâmplat la un moment dat la cinema. Acolo poți să fii corectat, știi? Da. da, înțeleg. Okay. Și da. La câteva săptămâni distanță mi s-a încredințat primul test. Acum care citisem reviste auto și aveam când aveam Golf atunci, dar aveam așa o mașină care mă plimbam din când în când, eram, și să iei o mașină nouă. Ții minte da. Și acum, un Citroen C3. Nu râdeam, că era da. Mă, da. Pentru tine la vârsta respectivă și așa. Da. A, da. Era doar ideea, mă urc într-o mașină nouă, mă duc, da. O preiau, am responsabilitate, exact. Nu e chiar așa. Și ții minte și acum, mi-a tăiat calea cineva la Unirii, cu un coteț, pot să zic. Da. Deci am... Eram C3 el. Am frânat, am asta și am rămas... Deci m-am oprit cumva foarte aproape de ăla și am rămas cu chestia asta. Bă, dacă o comiteam din prima... Nu m-a mai spălat nicio apă. Probabil era și finalul carierei mele. Bună ziua, la revedere, mama. Nu cred, dar să zicem, da, se putea. În primul rând, da, psihologic, cred că mă toca chestia. Da. Și ușor, ușor s-a ajuns că probabil n-a făcut niciodată un bilanț, dar nu știu dacă am trecut de 1000 de mașini conduse, dar sunt multe sute. Da. Asta e și bine și rău, știi cum e așa. Din exterior, că am discuția asta des. Mamă că te invidiez, mamă că te invidiez sau asta. Asta când a apărut High Five-ul și Facebook-ul și ai început să pui poze, cum ar veni într-un mediu online în care oamenii au văzut că tu conduci multe mașini. Lumea în general vede doar partea asta strălucitoare, că aici omoară social media. Și vede toată ziua. Doar partea plină a varului. Nimeni nu știe că... Sau mă rog, mulți nici măcar nu se gândesc. Bă, da, prostul ăla, ia mașină, ia Rolls-ul ăla. Că, da, se duce și ia un Rolls-Royce de, mai știu cât era... Sumeță, nici nu contează. Da, ultimul Rolls pe care îl luasem să facem niște poze. Și semnez pentru el și are o franșiză ca la multe altele, da. Și ți-a sumă o franșiză de câteva mii de euro, dacă se întâmplă ceva. E vina ta, nu e vina ta, rămâne de văzut. Ai de plată. Există importatori auto care nu mai fac casco la mașini. Tu semnezi acolo. Cum e BMW de altfel? BMW nu dar are nu vreau să dau un nume, că ei, eu nu spun cu răutate. Dar nu e nicio răutate, e vorba doar de bani. E vorba doar de bani. Da, nu mai arunci niște bani. Cum sunt parcurile auto care au renunțat la casco pentru că au bugetate 2 daune sau 3 daune, care înseamnă mai puțin decât plata casco la toate mașinile pale. Exact. Nu e ceva de râs sau de rușine. Da. E și o realitate. Iei un seria 7 de 180 de mii. Da. Și tu semnezi pentru el, merge așa un pic cu inima ta îndoită, știi? Adică ai o responsabilitate pe care, și zic așa, și vin 10 care îmi zic, bă, te invidiez, ok, și îți dau cheia asta, ți-asum, pleci cu mașina asta de aici, o săptămână. Mulți pleacă, da. Zic că și-asumă, dar nu și-asumă. Asta adică, e, știi? Adică nu și-asumă în adevăratul sens al cuvântului, adică asumă, pune-mă banii pe masă aici. Da. Să vezi, că în momentul în care pui să pună banii pe masă, mulți nu mai pun banii plus pe masă. De asta, e important să și zicem... cum te porți cu mașinile alea și e foarte important unde parchezi din punctul meu de vedere. Eu am pățit. Sunt importante multe lucruri, dar acum societatea e superficială și nu mai pune la suflet așa toate chestiile astea. Nu, dar uite, de exemplu, eu m-am plimbat într-o seară cu câțiva ani, cred că e recordul meu, 40 de minute până să parchez. Pentru că n-am vrut să parchez pe trecere, n-am vrut să las aiurea pe un colț, n-am vrut să vină cineva să ridice ștergătoarele sau să-i facă poze sau să uite focalarul sau... Și ți-asum că o să faci o mică plimbare după ce parchez. Sunt... Da, bineînțeles, dacă reversul medaliei sunt toate satisfacțiile pe care le ai, corect. Nu sunt puține, dar sigur nu sunt de ordin material. Bun. Asta ca să, când tot mă întrebați. Ai lucrat la revistă, ai financiar... Da, am lucrat aproape 6 ani de zile la AutoExpert. Financiar nu era ceva să zici că făcut un switch. Stai așa că nu mai am ce face cu banii, mă duc, că i-arunc în stânga, în dreapta. Era un job probabil plătit. Decent, să știi că sunt și de faptul că ți-a plăcut ce ai făcut și cred că și asta te-a ținut acolo. Îmi place în continuare. Am mai obosit față de cum eram altă dată, dar cred că asta e normal, nu? Pentru toată lumea. Am avut posibilitatea să fac și alte chestii. Chiar și de înainte să mă angajez aici,
sunt ferm convins că financiar aș fi putut fi la alt nivel, nu wow, da, dar altul decât sunt acum, sunt în egală măsură convins că n-aș fi fost la fel de fericit. Asta e foarte important din punctul meu de vedere. Ori tind să cred că unul dintre puținele lucruri pe care le-am înțeles în viață, și cred că l-am înțeles, e că banii, o să sune a clișoc, banii n-aduc fericirea. Doar numărul. Da, mă, nu. Da, nu, știu asta. Nu. Banii n-aduc fericirea, important este să se bucuri de viață. Să ajungi să înțelegi că nu doar banii aduc fericirea. Hai să o iau așa. Da. Nu doar banii. Dacă asta, nu e o problemă. Și eu am zis-o tot timpul. Nu e o problemă să-ți dorești mai mulți bani. Că sunt unii care, e unicul lor scolă. Nu e o problemă. Contează și în ce mod îți dorești și ce ești dispus să faci și ce ești dispus să sacrifici ca să ajungi în punctul ăla. Corect. Ori dacă tu reușești să ții un echilibru și nu sacrifici nimic, nici la nivel personal, nici familia, e ok. Fă, tată, da. Fă ce-ți place. Vezi până aver, da, normal. Unde ești dispus să, da, să te așa duci. Așa e, știi? Normal. Revistă, 6 ani. Cum am ajuns la catalog? Eu acolo vreau să ajung. Da. La sfârșitul 2015, când am făcut un switch de la AutoExpert spre publicațiile pe care le facem acum, sunt două reviste, 4x4 Wheels și Eco Wheels, reviste printate. Avem și un website, turbomag.ro, și acest catalog care a fost editat prima dată în 2017. Cred că era mai 2016. Revistele le-a fondat George Botezatu, care fusese redactor șef la AutoExpert. El a plecat de la AutoExpert, ulterior m-am dus și eu. Adică, cum face toată lumea? Lucru care, stați așa, nu o luați iarăși, nu e nimic greșit să te duci, să înveți o meserie vrei să iei meseria respectivă, să ți-o faci pe cont propriu, să-ți deschizi o afacere cu meseria respectivă și poți să o faci poate mai bine decât ce ai învățat sau mai rău, dar nu e ceva greșit. Niciodată. Știu că din alte părți am văzut, eu știu, o competiție asta. Eu nu văd competiție în jurul meu, eu am doar colegi de preastă. Da, nu e competiție, din contră, se ajută, e nebun. Îmi pare rău dacă există pensiunea asta. Nu are nicio legătură. Cred că era numărul 3 de 4x4 Wheels. Ne-am avut atunci niște idei, hai să, așa cum am mai țin la ele. Și zic eu lui George, bă, da, hai să facem o... Hai să încercăm o nebunie. Ok, noi facem o revistă cu modele noi, dar hai să facem o treabă așa cumva cu parfum de fascinație. Știi? Alții ar fi zis Iz de fascinație, dar știi că Iz are... Da. E cu implicare negativă, da. Înțeles. Nu mai râdeam, Marius, nu știa Iz de primăvară, mamă, nu vreau să știu la ce se... Ce își imaginează, știi, realitatea versus... Eu îmi imaginez pește. Da. Dar eu știu că îți place peștele. Gândul la pește, eu sunt și mare pescar. Ce? Da, așa zic. Când ajungi ușor la obor la piața de pește, toți sunt mari pescari. Acolo stau părinții, ce să fac? Și zic eu, văzând... Întâlnindu-mă la un moment dat cu domnul Horia Popescu, care este un domn care știe automobile clasice bine, știe bine, lui avea o Lancia Delta Integrale, Evoluțione 2, cred că e, sper să nu greșesc acum, că încă mai am emoții, roșii. Și ne-am întâlnit la un moment dat la o etapă de viteză în coastă și am zis, Doamne, vreau să fac la un moment dat un material cu mașina asta, mă fascinează. Și domnul Horia îmi zice, dar știi că mai există una mișto în București, al lui Andrei Țentean. Și zice și cu Andrei, hai să vorbim cu amândoi, facem cu amândoi, facem, da. Și eu pe Andrei îl știam tangențial de la coasta, așa, din vedere, el mă știa, ne-am cunoscut. Cum a fost? A fost mai 2016, ne-am dat întâlnire la Academia Titeaur, care cred că atunci, nu mai știu se dacă deschidea, era... probabil, sau avea un an sau ceva pe acolo. Nu, era foarte proaspătă toată treaba. Da? Și zic, hai să facem o chestie de genul ăsta, hai să facem niște poze cu două Lancia Delta Integrale care arată bine pe un circuit. Nu era deschis motor park atunci, nu? Dacă, nu mai era, știu. Nu cred, în sfârșit, nu cred nici n-are important. Da, nu vreau să greșesc cronologic, dar nu cred că pe un circuit în România două Lancia Delta care arată bine. Ceva asta inedit, faci mai rar, da. E o chestie pe care în presa auto, că tu zici presa auto, deci afară presa există auto. Presa auto serioasă, tată. Anglia, Germania, Franța, Italia, deci acolo adică... e...
next level. Intri într-un magazin de presă din Germania, acum era... Ai văzut câte reviste, câte ziare. Oamenii au ziare încă. Am fost noi acum la Nürburgring, era plin de ziare, ești nebun. Și oamenii au și website, au și site, au și... Cine vrea, vrea să simtă pagina, cine nu, să intre pe net. Păi sunt mai multe publicații dedicate mărcii Porsche, mă. Da. Adică despre ce vorbim. Nu are rost să ne compară. Mai avem sute de ani. Și făcând noi pozele alea în seara aia, am o ședință foto care și acum când mai ajung la pozele alea, mă uit așa cum... Și discutam noi și în discuția cu George, după pozele făcute la ATA, zic, bă, dar ar fi mișto și o revistă de asta. Noi aveam deja 4x4 Wheels și Eco Wheels, care din start au fost gândite 4x4, că toate, dacă te uiți, de ani buni încoace toată lumea își dorește veza asta în industrie, dar totul a plecat de la clienți, da. SUV-uri, crossover-e, SUV-ulițe, nu neapărat 4x4, dar să arate ca unul, nu? Așa, și Eco, că de atunci, cumva George a fost vizionar, se întrevedea că în o să partea apară. Aia ne duce. Da. Uh-huh. Și eu i-am dat exemplu lui Supercar. Eu am crescut cu Supercar. Da, și Supercar. Și păcat că nu există Supercar. Da. Ar fi mișto dacă putem să ajungem la marcă, poate... Să o cumperi marca sau asta, Supercar, sau să fie ceva care... Și pe aia discutăm, bă, dar nu poți să faci asta prea des, că nu o să existe, n-ai cu ce în primul rând și asta. Și am zis, bă, da, uite, să facem să o chestie manuală, așa. Da. Și prima discuție a fost să aibă peste 200 de pagini, eu asta mi-am dorit. Pentru că, în general, revistele aveau 100, până într-o 100, 100 sau 100 și ceva. Uh-huh. Și am zis, bă, asta merită să aibă 200 de pagini ca să-mi scos din ideea de revistă. Și să aibă o copertă un pic mai tare, să arată un pic a carte, nu-i format de carte, dar are grosime de carte, să zic așa. Catalog, e și foarte bun. Atunci s-a creionat ideea. Am fost într-un test la mare, când zona Năvodar nu era atât de dezvoltată ca acum. Am fost să facem niște poze cu mare, cu Bogdan Paraschiv. Și ne-am oprit să mâncăm, după ce am fost la poze, la Cernavodă, la restaurantul, fost restaurant Șerif, nu cred că mai exista. Era un restaurant cu specific turcesc. Da, nu știu. Și era cam cea mai bună variantă când veneam de la mare, dacă nu mâncam la mare, când mai mergeam la test. Da. Așa. Și acolo a fost declicul. Atunci a zis George, bă, facem. Racing Wheels. Era 4x4 Wheels, Eco Wheels, Racing Wheels. Vreau să punctez că titulatura asta de racing nu s-a dorit a fi publicație cu conținut eminamente sportiv sau asta. E racing pentru că eu am o înclinare spre zona asta a competițiilor auto și moto ca spectator. Și la momentul respectiv eram deja licențiat FRAS în 2014, m-am dat la primul raliu 2014 raliu Brașovului în martie, cred că era, deci aveam eu această afinitate și așa Racing Wheels. Nu s-a dorit niciodată să fie o publicație care să aibă doar subiecte. Da, mă, eu te înțeleg perfect. Vreau doar să explic asta, că mi s-a mai pus întrebarea. Eu te înțeleg perfect. Clar, mie îmi plac clasicile, mi-au plăcut dintotdeauna. De altfel, asta și explică de ce am golful ăla și nu altceva și țin un coteț stoc. Mort undeva. Nu e modificat. Nu e dacă stoc. Păi ce nu-i stoc? Nu e stoc. Ai nu. Ce-i? Jante. Jante, suspensii, alte scaune. Dar așa, volanul schimbat, dar așa, cumva, eu așa l-am luat, am făcut doar mici îmbunătățiri. Dar nu despre asta e vorba. Da. Și am vrut clasice, ai vrut de toate. Pe cât posibil, ai vrut de toate, nu? Și, ai vrut de toate. Și competit, dar să fie un mix. Da. Da. Ai vrut de toate. Că, din punctul meu de vedere, da, e un catalog. Are de toate, fiecare cu povestea lui. Da, da. În 2017 vindeam cu ghilimele de rigoare doar o poveste. Că veneam la X, cum aș cum veneam, și spuneam, bă, uite, vreau să fac asta. Aveam un nume, n-aveam un logo și ziceam, bă, vreau să facem 220 de pani. Se seama că unii au luat-o, au crezut în asta, unii n-au crezut în asta. Unii au zis, da, mă, lasă și nebunii ăștia. Mă mai amuz cu Andy Moisescu, pentru că i-am zis, bă, aș vrea, dacă încercăm să arate a carte, să aibă o prefață. Și mi-am dorit în fiecare număr să existe o prefață. Și în prima ediție, prefața e scrisă de Andy Moisescu. Și când i-am zis lui, el a fost super deschis așa la idee și i-am zis, bă, îmi place cum sună. El... Cosmin Tudoran aici. Da. Asta, numărul 6. Păi, acum dacă îmi dai ocazia și în număr. 2017 a fost Andy Moisescu, în 2018 a fost Cătălin Ștefănescu, 2019 Adelin Petrișor, 2020 Dani Oțil, 2021 Mircea Meșter, 2022 Cosmin Tudoran. Și ați vrea să fie așa un cuvânt înainte de la un om care să aibă legătură, să nu fie așa venit de pe malul da. De motociclist, sportiv, ori, da.
Și Luandi tot așa am avut o idee și a zis, ba, îmi place, facem. Și, și acum mai zic, bă, îți mulțumesc că tu puteți, bă, du-te, mă, nebunia ta cu numele tău. S-a întâmplat, s-a... Ai fost în 2017 la eveniment? Nu știu, eu am fost... Pe Floreasca? Pe calea Floreasca, la Tudor? Nu, n-am fost. Știu. Am făcut și un eveniment de lansare Tudor, în mai 2017. Am blocat la un moment dat calea Floreasca, că eu am ținut să aduc niște mașini acolo. A venit Cătălin Ghigea cu alfeta pe care o avea atunci de coastă. Am adus un 356 senzațional. E, cât le-am descărcat, fiindcă evenimentul era seara la ora 19, am blocat puțin calea Floreasca. Și a venit un echipaj de poliție și ne-a întrebat ce dracu facem acolo. Le-am explicat, a zis, ok, dar hai să ne organizăm puțin, că stau ăia claxoane. O, și a fost fain. A fost fain și a fost punctul în care ceea ce noi vindeam la nivel de idee devenea realitate, că exista acest catalog. El trebuia să aibă 212 pagini. Așa a fost... din calculul cu tipografia, eu am zis peste 200, putea să fie... Da, nu, stai mă, că zic eu cum. Putea să aibă, trebuia să fie, putea să aibă 204 sau 212. Și am zis, hai să aibă 212, să fie mai așa. Dar de ce putea să aibă 204 sau 212? Așa îl fac ăștia la... Da, nu poate să facă 200. Sau 215. Sub 204 era 196, din 8 în 8. Okay. Coala, cum tai coala. Okay. În fine. Okay. Și 212. Și a fost o chestie, înainte să-l dăm la tipar, cum îl făceam noi, prietenul meu, Coții Stratnic, își cumpărase o mașină, acea Dacia STCC. Da. Și mi-a trimis o poză într-o seară pe care eu am pus-o pe net și care s-a viralizat atunci, că am zis, mă, cum ar fi să vină asta în România, ceva de genul ăsta. Și a, când vine? Și mașina venea în timp. Dar erau niște semne de întrebare. Tu știi cum e, că nu e ca și cum am făcut comandă la Glovo și vine la ora fixă, cum se întâmplă de obicei. Și eram așa, zic, bă, acum pe cine dăm deoparte ca să intre? Și George atunci, stai puțin, și-a dat un telefon la tipografie, a cerut o diferență de... Și a zis, facem 220 de pagini. La 212, ca să intre și de acea lucru ăsta, a intrat și de acea lucru ăsta. Și am ținut în fiecare an să fie 220 de pagini. Eu consider că am ajuns acum la 1000, cele sunt 6 ediții, 1320 de pagini de toate, eu așa văd povestea. S-a întâmplat evenimentul 2017, după aia a existat un punct de cotitură. El era așa, mai 2017, mai 2018. Urma mai 2020. Atunci s-a... În 2019, pardon. 2019, George a încetat din viață, în februarie 2019. N-a fost niciun accident, adică oamenii să înțeleagă. George avea 34 de ani la momentul respectiv și pur și simplu i-a cedat inima. Ca să, da, chestii de astea pe care nu vrei să le crezi. Eu știu diagnosticul medical, dar e mai simplu de explicat că i-a cedat inima, că asta s-a întâmplat. Deși era o sfire sportivă. Neavând niciun semn. Da, neavând semne înainte, că asta e, știi, păi nu, zici. Ce este șocant, că toată lumea întreabă, dar ce, avea un ritm de viață foarte sănătos, el făcea sport constant, fusese sportiv de performanță, liceu militar, nu fuma, era social drinker, adică da. Niciun semnal că da, s-a fără întâmplat. Excese. În momentul ăla, cumva, și universul meu, că eu aveam idei și George găsea o soluție să le punem în practică. Asta a fost marele meu avantaj și eu pentru asta o să fiu recunoscător tot timpul. Pentru că eu și când aveam idei cretine și poate îi se păreau cretine, te-a ajutat să le pui... El mi-a spus, în noaptea în lansării a venit la mine și a zis, bă, la început eu nu vizualizam nimic din ce vrei, tu cartea ta și a zis, bă, dar... Îmi pare bine că am avut încredere să merg cu una ta. Da. Eu, în mintea mea, aveam ceva, știi? Adică vedeam cum aș vrea să ias. S-a întâmplat ce s-a întâmplat cu George. Și eu am crezut în momentul ăla, fiindcă a fost pe nepusă masă. Adică eu am vorbit ultima oară cu el, sâmbătă seara. Mi-a dat un mesaj, venise o mașină pe care o așteptam, un Jaguar I-Pace, care era primul I-Pace din România. Și era livrat către un prieten de al George și voiam să facem un material cu el. Și eu țin minte și acum și am și mesajul ăla salvat. Ei am răspuns atât, lux. Și am dat lux, sâmbătă seara. Și duminică dimineața s-a întâmplat... Tragedia asta. Da. Da. Omul care merită
toate laudele și fără de care nu ajungem astăzi să avem discuția asta în prezent, să zic așa, la numărul 6 și cu revistele în continuare funcționale, este soția lui George Sânziana, care cred că în a doua seară de privei, cred, când îți dai seama, mintea era în 1000 de părți, oricum nu înțelegea ce se întâmplă, da. A venit la un moment dat la mine și a zis, acum ce facem? Și am fost așa și am zis... Ce să facem? Nu mai facem nimic. Da, și adică, ce să mai facem? Asta nu? A fost, am avut așa... Da. Cumva da. O reacție de aia de om laș, nici nu știu cum să zică, dar nici nu știam cum să... Bă, și nu, ea s-a uitat la mine și mi-a adică zis... Tu ai avut, da, ai avut o reacție normală, că nu te aștepți, știi, adică... Da, și mi-a zis așa, și mi-a zis, trebuie să mergem mai departe, nu poți să-i las copiii lui George dacă el și-a dorit așa. Și din momentul ăla, ea a devenit parțial George și eu am devenit parțial George și am încercat să ducem... mai departe povestea asta, un an și ceva ne-a ajutat foarte mult și Bogdan Mirică și mulțumesc și pe calea asta. Și am ajuns, de asta s-a mutat evenimentul din mai în final de septembrie, început de octombrie, în funcție de cum pică calendarul și... Evenimentul de lansare asta. Evenimentul de facem, lansare. Care e o petrecere senzațională din punctul meu de vedere, unde, iarăși, poate acum 10 ani n-aș fi apreciat-o cum o apreciez la vârsta asta, pentru că la acum 10 ani aveam timp să ies, să mă duc, să mă văd cu toată lumea, să stau, să, nu știu, să treacă timpul așa, I don't care, să nu mă uit la ceas. Acum timpul e foarte prețios, iar petrecerea asta, din punctul meu de vedere, e un hub de socializare. De socializare, unde da. Te întâlnești cu parteneri, le mai faci una, le mai zici alta. Da, nu, și nu, e foarte, și tare petrecerea, e foarte pentru relaxată, pasionați. Pentru da. Că singurile... 10 minute, cred, nici nu știu, n-am cronat, care-s mai nașpa așa, e când vorbește prostul și asta a, e... Crezi tu, asta e, nu, super asta relaxat, e ce crezi așa. Tu, e ce crezi tu, e... am uitat să vă zic de Radu, că el este genul de om care își face mai multe probleme decât ar trebui. Adică știți genul de oameni care... Știi? Stai mă jos. Da, mă, de sigur, momentul, stau aici, sigur nu deranjez pe nimeni, e bine aici, mai el își face mai multe probleme decât... Totul se sfârșește după momentul ăla, până da. Acolo. Ăla e pentru tine, ți se pare da. Ție greu sau crezi tu, dar ai văzut că oamenii te ascultă, nu e niciunul care se întoarce cu spatele sau să stea de vorbă să-și continue discuția sau așa. Deci mie mi se pare că ai ceva de spus și că nu asta e chiar așa. Așa, cum așa vezi au tu. Ajuns la 6 numere. Încă nu sunt convins că va exista și al 7-lea, încă nu sunt, vom vedea, da. Să treacă iarna asta. De vreo, cred că după numărul 4 am zis, gata, mă opresc, nu mai puteam așa. Oricum, zic foarte sincer, eu visam să-l scoatem pe primul și când am scos pe primul am zis, bă, cât de mișto ar fi să fie 3. Știi, să nu rămână, că unu proiecte singur, mișto da. Au mai fost, okay. Cât mai de mai mișto ar fi să fie 3. Păi, 10. Eu asta zic, fă și cu 10, ca să fie 10. Ne-a mai zis cineva asta. Ca să fie 10 și după aia începe un alt proiect, da. Care se numească altfel și să aibă păi, probabil alte aia, lucruri da, înăuntru. Nu o să mai știe lumea să citească. E posibil, dar tu faci pentru ăștia care sunt da, din aceeași generație astăzi, da. Și ăștia ori citi, adică nu cred eu că e chiar așa. Mi se părea tare să fie 3 și am okay. zis, mamă, acum... Poate pare că o spun ușor, dar eu nu visam la 5. Acum okay. ajuns la 6. S-au aliniat niște planete. Și ăsta e și foarte greu. A fost niște nervi, au căzut chestii. Partea aia pe care nu înțeleg mulți e că nu e ca la te sun pe tine, dă-mi o cană de ulei pe care da. O ai acasă și da. Se întâmplă mai multe să chestii care să se întâmple, da. Să strică, da. Nu mai merge. Să facă Dobrescu cu COVID, de exemplu, în dimineața aia când trebuie să filmezi. Să... Da, tot lucruri. Tot felul de chestii. Tot felul de lucruri. Care... Da, adică asta, vreau, asta era da. Următoarea întrebare. Cât de greu este să produce aceste întâlniri și hai că interviul nu e așa greu, că vorbește omul cu tine, scrii tu ce zice da, el, de multe ori nu are așa vorba trac. De interviu, că dacă mergi cu mașina, cer doar nici... îmi place, în general. Au fost tot timpul și niște mașini noi, da, pe care le-am luat, fie de la dealer, uite, de exemplu, am avut Supra, am mers la Vâlcea, le mulțumesc da. Celor de la Vâlcea. De da, de că la Toyota Vâlcea. Aici n-are, și n-are dar o să aibă și... Da, da, Irinel a te-a facilitat. Ajutat. Deci okay. el a tras, da. Vezi, mă, vreau și eu să găsesc Supra, care nu venise încă, da. Nu era. Da. Și ne-am dus la Vâlcea. De fapt și de mai drept... Mai la Bacăuna, cred, acum. La ceva Neamț și la Neamț, Cluj da, mai da, erau. Da, da. Primele care veneau, Neamț, Cluj și Vâlcea. Dar a venit prima la Vâlcea, a fost mai la îndemână să mergem la Vâlcea. În primul și în primul rând e o chestiune de încredere. Eu așa văd lucrurile astea. Ok.
Eu, să știi că au fost persoane pe care le-am sunat, cu care nu mă văzusem niciodată și eu simțeam așa la telefon că, bă, a sunat un nebun, că vrea el să mergem, știu, okay, să facem poze, okay, da, că dacă poate să meargă cu mașina, dacă asta, facem mm-hmm, o știință foto, vine fotograf după mm-hmm, aia. La cei pe care, există persoane care au fost prezente an de an cu câte o mașină. Da. Da, acolo e doar o chestiune de hai să ne da, sincronizăm. Ok. Ei, cel mai complicat la cei pe care îi cunoști. Uite cum a fost cu Mihai, care tu m-ai da, ajutat da, să... Da. Tu mi-ai dat numărul da, așa, cu Prowler-ul. Îți dai seama, îl suna un nebun că vrea și el să facă un material, să-l scoate într-o zi din casă, să vină cu nu, mașina curată. Nu, e foarte curată, deschis la da, lucrurile astea. Adică dar, față de alții, că știu și eu, da, și eu pățesc chestii de genul ăsta, dar el e foarte ok. Și tind să cred și sper că a fost o zi faină, că știi cum e, să întâlnesc cu oameni care... Da, e pentru prima oară. Au respect oră, pentru automobil. Da. Asta îmi place să cred, că de fapt și de drept cam toți oamenii cu care am colaborat la nivel de subiecte au respect pentru automobil. Și mi s-a zis de multe ori, bă, dar știu eu, hai să te pun pe tine ca da, să nu... Da, da, pune-mă pe mine. Aș fi știut eu Silvia mai mișto da, și zic, poți să înjur? Da, poți, da. Da, vă da, ți-e rușine cu mine, Marius? Nu, 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 nu. Și le zic așa, academic. Ți-e rușine, cum e mă ăla, ce să mai zic? Dar de părinți, și le zic academic. Dacă să mai înjur sau nu după stai, aia. Stai mă că îmi strigi moment. Iartă-mă, iartă-mă. Le zic academic, mă doare în pulă. Mm-hmm. Da, corect. Nu râde, mă. Da, mă, da. Dar știi de ce? Da, mă, dar oamenii o iau arogant, să știi. Da, știi de oamenii ce? Oamenii o iau arogant. Pentru eu că înțeleg s-ar putea ca spui tu, Silvia e impecabilă să fi dus un băiat și a dat cu cardul, cu ghilimele de rigoare. Da. Tu ai trecut așa, te-ai mai enervat cu Jean. Da. Și de-aia cumva... gândește-te că numărul de anul trecut am avut un treaban. De ce un treaban? Bă, tată, pentru că ele au simbolic așa pentru nația asta trabantul. A fost o alternativă la un moment. Mulți dat, oameni au folosit da, trabantul ca eu n-aș vrea mijloc să fac de transport, o colecție de Lamborghini-uri. Nici dacă aș avea o posibilitate să fac o colecție de Bugatti-uri, n-aș vrea să o fac. Că nu despre asta e vorba. Dar îmi plac mașinile care au poveste. Coperta e foarte important. Ediții GT3 ăsta, care pentru mine este automobilul perfect și automobilul preferat, e al lui Aldrin. Mașina asta venise de la un tur Nürburgring Spa și asta. Deci e o mașină care e folosită exact pentru ce a fost gândită, da? Nu-i scoasă numai la cafenele. Și este în posesia cuiva care știe să am meargă. Și un băiat, am și un băiat care face asta cu mașina asta la Nürburgring. E român, dacă vrei. În următorul număr poate să-ți povestească despre da, cum deci, se merge tare pe Nürburgring. Da, asta... Știi ce asta, zic? Și, da, bă, că știu eu mașina aia, că știi că are o zgârietură acolo. Nu mă interesează. Da, nu oamenii... Caut să fie... Eu nu o să caut... am avut norocul să scoatem mașini din muzeu. Și da, aici trebuie să-i mulțumesc da, și lui Alex Șeremes și lui Redane de la da, Porsche, pentru că am scos pe stradă în Germania, avem două materiale, am făcut odată un cuplaj de Roadster cu 328, 507 și cu Z8. 328-ul era scump, să-l scoți pe stradă, să-l dai unor nebuni să meargă, ok, însoțit de cineva de la Classic, dar era însoțit pentru că o mașină din 36, să o lași pe stradă în circulație publică, da, poate e... aprinde ceva. Da, mă, da, na, na. Nu, și nu am... Dar în același timp omul ăla să te vadă că nu ești un cretin care și să zică you can go faster. Mm-hmm. Dar la modul ăla să te bucuri tu. Mm-hmm. Să, și omul zicea, frate, trebuie să fie experiență pentru tine. Bucură-te da, 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 ea, da, da, că da, nu da, o să mai ai ocazia da, să mergi cu 3-2-8. La un an diferență, și asta ține foarte mult de încăpățânarea lui Alex, constructivă, și de faptul că Alex înțelege când cineva vrea să facă ceva frumos. Ai toate șansele să nu-ți iasă când vrei să faci ceva frumos, dar dacă nu încerci, nu o să-ți iasă garantat. Poți să încerci. Și la un an distanță am făcut un material cu 3.0 CSL și cu M1, la care l-a invitat și pe domnul Johan Nerpaci. Mm. Da, și știu, eu am fost, am și condus M1-ul ăla, pentru mine rămâne o zi deosebită, dar am fost pasagerul lui în M1. Da. Părintele acelei mașini tare, mergea cu ea, da, mă, și eram da, în dreapta și mă uitam așa ca bou. Și nu vine să cred, eu te-o. Eu cred că am mai mulți îngeri păzitori, că am mai mulți prieteni care au plecat dintre noi, din păcate, printre care și George. Dar există mama și bunicul meu de pe mamă,
am fost foarte apropiat de el și cumva îi consider îngerii mei și mi se pare că toate lucrurile bune care mi se întâmplă în viață au legătură cu ei. Și în momentul ăla am avut așa o, știi, și mă uitam așa, zic, bă, mulțumesc, adică mișto, nu mișto. Visam, da, vreodată revanșez. Să am, tind da. Să cred că în contextul ăla, și acum o să sune arogant, dar nu cred că sunt multe situații în viață pe care unii să le fi trăit. Nu, pentru că, de exemplu, seama. E, e ca și cum te-ar fi dat nu. Enzo Senna, Ferrari cu F40. Sau Senna. Venea Senna și dădea o tură cu Senna. Senna era pilot, știi? Dar Senna n-a pilot, construit. Johan Nerpace a gândit mașina aia. Da. Și el era la volan. Și vreau să zic că oricum mergea mai tare ca mine. Asta nu e neapărat greu, dar domnul Nerpace avea o vârstă, era da. Peste 80 de ani. Și eram în mașina aia, creația lui cu el la volan și era un prost din Bacău. Te-ai făcut selfie? Conducea la, nu, n-am selfie. A, el face pe ăla. Da, pe lat ne încadram, Marius, dar n-am făcut selfie, dar avem poză în față la fir cilinder cu domnul Nerpace, da. Și ca să continui, a mai existat un episod foarte frumos la nivel de încredere. A fost adus în România, a fost un proiect Porsche, au filmat un documentar în România și a existat un... Carrera RS, care a fost folosit la filmări și stătea o noapte și o zi în București. Și cumva am vorbit cu Loredana de la Porsche, a doua zi l-a luat Bogdan, în noaptea l-am luat împreună cu Dragoș Băltățeanu și cu fotograful Bogdan Paraschiv. Efectiv am venit și am preluat mașina din curte de la Porsche, scria Porsche Museum pe ea, da? Adică era mașina... Ok, era din colecția care rulează pe stră, să zic așa, că îți dai seama, au un stoc de mașini, da, da, da. Zice că, dar era în România. Am luat-o noaptea, ne-am dus pe Jiul lui la Petrom, pentru că ne-am întâlnit în zona aia, așa, un selfie, așa, Jiul. Ne-am dus la Jiul, unde era 5 lei fisa, și am spălat Porsche-le ăla și mă gândeam așa, bă, nu te crede, nu te va credea, nimeni nu o să creadă că tu spălai un Porsche de la Stuttgart, cu numere de Stuttgart, la 5 lei la Jiul. Și am fost noapte, nu mai râde, bă, că așa era, bine, am dat mai mult de 5 lei, că nu puteam să mă concentrez la o singură fisă, n-am tehnica aia. Am dat mai mult, că stau mai mult de 5 lei, dar eu încercam să... Tot. Da, mă, tot. Da, profesionist. Tot. Da, chiar am o poză pe care mi-a făcut să Dragoș cum stăteam cu Lancia, cu Porsche în Petrom noapte și eram așa, bă, nu, așa ceva nu există, știi? Și ne-am plimbat noaptea și am făcut niște cadre și a ieșit totul super bine și există și acel material. Deci asta zic, a fost întotdeauna o chestie de încredere și sper că n-am dezamăgit pe nimeni. De-a lungul timpului să fi supărat cineva, să sper. Bă, frate, oamenii se mai supără, dar să le treacă, adică dacă s-au supărat, sper, să le treacă, că nu e nimic aici, nu e nimic personal, doar faci. Și că ziceam, apropo de mașini, că ok, poate alea una, două, nu știu care nu e impecabil, sau, da, nu mă interesează, dar aia era o poveste. Eu vreau numărul dacă... băiatul ăsta cu Fordul ăsta. O să ți-l dau. Cu Fordul ăsta, că eu am avut Fordul ăsta. Păi ăsta este al lui Bogdan Dobranici. Asta e mașina. Nu, eu pe asta o vreau. Păi da, asta a fost. Da, am înțeles, am citit articolul și așa. Da, la cameră. Vedeți cum se laudă că a citit? Am citit articolul. De la gri sau de la negru? Ăla negru a fost transformat în ăsta gri. Un RS, eu am avut XR3i, adică RS-ul avea 130 de cai. Am avut aceeași mașină cu alt motor. Vrei adică să-l sunăm pe Bogdan acum? Da, poți să-l suni, să vezi. Las că-l sunăm mașina după. Mașina lui... Stai să mai beau niște ceai. Povestește. Da, mașina lui este mașina lui era 1.6 turbo, 130 de cai. Mașina mea era 1.6 aspirat, 115 cai. Nu e cam și eu când ai și tu știi. Dar tu zici așa. Dar are un veci în de-a meu de ăsta. Sau cum era Buga, băi, cu RS4, care zicea toată lumea, ce, dar 4 de ăsta? Are fără mi-break, un 9 TDI. La fel. Am o vecinare de ăsta. Da, în sfârșit. Trecând peste... Și tu ai așa, știi, nu știu, ai un TVR și zice, da, sunt normal, e fix la fel. La fel. Da, mă. E, ce să zic? Cred că la geante diferă, știi când zic ăia cu geante? Diferă păi, geante. Eu mă uit aici la CV-ul tău și scrie... Aoleu, de unde l-a găsit tata? Păi îi găsesc pe Facebook. Aici se angajează fiecare unde vrea. Deci aici te angajezi unde vrei, te faci, uite de Marius, arăt la cameră. Aici la Facebook. Că nu e... Unde așa, te angajezi unde hai vrei, poți să faci ce dentist. Vrei să mă întreb, păi întreabă, te întreb ce înseamnă manutd.ro? Ce înseamnă wakeup.blogspot.com? Ăla a fost nici nu cred că mai activ. Ok, să le scoți. Wakeup a fost
un blog audio făcut cu un prieten foarte bun pe care postam melodii, cum ar veni? Nu, melodii de pe YouTube, doar link-uri. Și făceam pentru era, condus, cum ar și veni. Era foarte mișto. Bine, asta era acum 15 ani, cred, okay. Când apăruseră așa platformele alea primitive. Și acum, dacă stau și mă gândesc că atunci, fiind student, aveam mai mult timp și ascultam și mai multă muzică decât acum, da. Îmi pare rău că n-am. Iar Mano TD este comunitatea fanilor Manchester United din România. Oh, și când să vezi că am vrut să vin cu tricou. Da, se cheamă România Red Devils și când a fost fondat acel fan club care încerca să devină oficial atunci, ulterior a devenit, am fost printre oamenii care au pus umărul. Au existat câțiva băieți care au început asta și după aia în jurul lor încă vreo doi care au încercat să crească această comunitate. Sunt fan Manchester United, da. Și, o spun și Manchester cu, o spun și doar cu, Manchester? O spun cu mândrie. Zi-te, rog, stai că zic imediat. O spun cu mândrie, chiar dacă știi cum e că de câțiva ani încoace mi-au castane de alea, de la, mai ales de la fan Liverpool. Mă. Și eu, acum nu mai pot să le întorc, dar eu ziceam așa, dar tu câte titluri ai trăit cu Liverpool-ul tău, știi? Și acolo se bloca discuția, știi că ești fan Liverpool, dar câte titluri, așa? Măcar eu am avut câteva. Sunt pregătit 10 de ani de acum înainte să mai luăm un titlu, dar măcar cât am prins epoca de aur, Sir Alex Ferguson am fost. Da, deci, și mai sunt fan FCM Bacău, dacă vrei să știi. Okay. Nu mai există, din mai păcate. Există. Ești fan ce-a fost? Ești fan ce-a fost? Ești are lor sau ce? Acolo e o poveste românească, n-are rost să intrăm în detalii. Dar acum vreo 2 sau 3 ani, cred că 2019 era, fanii din Bacău cu niște foști jucători de la FCM Bacău au încercat să... Au luat o echipă din Liga a 4-a și au încercat să facă, să reia traseul echipei, să o spun așa, din Liga a 4-a. Și în anul ăla, fiindcă aveam niște treabă destul de des la Iași, s-a întâmplat să ajung la mai multe meciuri din Liga a 4-a, chiar și în deplasare. Și am fost pe stadioane cu Porumb, lângă Ad Literam, am fost pe stadioane unde bă, nu era Arat, că erau smocuri de iarbă, dar arăta ca și cum ar fi fost Arat. Și să știi că mi-amintesc cu mare plăcere de meciurile alea, deși erau absolut de amatori, îți dai seama. Dar mi se părea că cumva atunci se dovedea o chestie care e foarte valabilă în viața oamenilor. Știi că oamenii la bine sunt tot timpul la petrecere unice. Toată lumea, da. Când vin, nu zic la rău, că rău e relativ, dar la momente grele vezi caractere, știi? Și mă uitam că erau oameni în tribună, pe lângă băieții care veneau probabil de la job și... Aveau tribune? Bă, erau acolo, niște stadioane de-astea sătești care pe vremea comunismului... Aveau tribune, da. Cea mai rămas din ele. Probabil că nu mai erau băncile care sunt pe foc de mult și tot ce s-a putut tăia pentru fierbinte clom s-a luat. De cum ai ajuns tu fan Liverpool acum, vorbind de fotbal aici? Să-mi suci cucu, mă. Eu sunt șocat. Adică cum ce-a zis, mă? Să-mi suci cucu, mă. A, nu, Manchester. Da, mă, cum ai ajuns? Adică fotbalul românesc? Eu nu-s cu fotbalul deloc, băi, doamne ferește. Adică mă întreba cineva, ziceam că țin cu Steaua ca să-ți dau un răspuns. Nu știu să dar zic... cum ai ajuns să fii fan unei echipe? Deci, fii atent. Steaua pe vechi, frate, eu am niște amintiri de când eram foarte mic. Eu locuiam la Bacău. Mă, îl terorizam pe taic-miu duminica să mă uit la Formula 1. Taic-miu n-avea nicio treabă. Eu mă uitam la Formula 1, el nu înțelegea, să învârteau ea de nebuni. Și mai era în perioada aia, Pro TV dădea meciuri din Serie A. Okay. În seria aia era ciocan rotopercutor, ca să zic. AC Milan, nu acela. Da. Barezi, Maldini. Fort. Și mă uitam la meciuri, stai să mă, Milan, nu, Răducioiul la Milan. Nu. Mi-au plăcut. Mi-au plăcut meciurile alea. După aia am avut o foarte scurtă perioadă când Barcelona, nu știu de ce, când erau foarte mulți jucători olandezi la Barcelona. Și a fost așa o perioadă când am simpatizat Barcelona. Și ce țin eu minte e că pe Tele7 ABC știu Tele7 meciuri din Premier League. Și cred că, nu știu, a fost un declic. A fost asta o chestie pe care nu știu să o explic cu Manchester United, că nu e ca și cum am citit istoria acum să mă dau eu, domnule. Era un fan de mic, se aplică ca vârstă, da. Beckham nu juca cu 7, nici măcar cu 10, era rezervă, da. Dar când zic, bă, eu țin cu United, l-am prins pe Cantona jucând și pentru mine asta e suficient. Da, și eu l-am prins pe Cantona jucând. Cum? Aia, Cantona a fost un așa. Da, mă, din urmăritare. De ce?
De Cantona nu știe nimeni, dar toată lumea știe că avea gulerul ridicat. Da, the King, da. Omul și, ardea cu gulerul ridicat și l-a bătut pe ăla. Și așa mă, așa m-a ajuns Fan United. Și nu e și actor? N-a fost mă și actor? Nu, altul. A jucat în film într-un... Mai e unul care a fost. Dar nu mai știu cum îl cheamă, îmi scapă. În sfârșit, nu contează, nu-i jucăm. Anyways, finala cu Bayern, celebra finală cu Bayern, Take Me, dormea și televizorul era în dormitor și mă uitam pe Silent și la al doilea gol am urlat, s-a trezit, era... și înțelegând ce s-a întâmplat, că știi cum e celebra aia, că Blatter sau cine era, coborât la 1-0 și până a ajuns la teren să dea cupa, era 2-1. Așa s-a dar așa e, pe bune faza. Ăla a coborât să dea trofeu, era 1-0 pentru Bayern, minutul 89, cobora. Până a ajuns să-l ajos, că era și el un pic șontic, șontic, așa, mai îndreau genunchii. 2-1, era jos, stai mă, cu metri de eu am plecat. Parcă din corner a fost un cred gol. Cred că am intrat ceva în alt univers, Matrix, știi? Ultimul gol din corner, parcă? Da, da. Solskjaer și Sheringham. Știu, m-am uitat și la meciul ăla. Ce te e, cu fotbalul? Eu sunt șocat. Aici e o chestie, dacă Manchester United va ajunge în Liga 8-a din Anglia, că există Liga 8-a în Anglia, da? Nu ca la noi. Da? Eu nu să pot să zic, nu mai țin cu United. E acolo. Okay. E cum ești cu dar deci nu are legătură cu fotbalul românesc. A fost pur și simplu. Tu asta te uitai de când erai legătură FCM Bacău, că sunt crescut în Bacău și mă duceam la stadion și încercam să intru printre grate, că eram subțire și asta. N-am avut nici în familie, tăi nu simpatizează Rapidul, dar așa, un meci la 5. Cum era presa auto în România acum 10 ani și cum e acum? E o întrebare de la mine asta. De ce? Băi, cred că era mai relaxată. Cred că era mai relaxată și asta înseamnă, ce înseamnă asta? Vezi, totul se schimbă, acum trebuie să faci de toate. Nu poți când se impune, fă și aia, ai și un milion de postări, ai și în trei locuri în care scrii și asta. Oricât ți-ai dori, nu o să mai poți să faci un lucru calitate. Cu salut. Tenacitatea cu care ai face-o. Dacă ai avea relaxarea, bă, ăsta e jobul meu, trebuie să fac astea, nu trebuie să am trei lulele, dar trebuie să am suficient cât să duc să fac un lucru de calitate. Că și la tine, dacă vin unii și hai, dau un exemplu, vino, vopsești, lasă-mă ritmul meu, că ritmul meu o să iasă bine, vei și pui presiune așa. A fost, dacă mă întreb pe mine față de acum 10 ani, nu știu, tu ca om de presă, să zicem, trebuia să faci două lucruri pe zi, stau un exemplu, da, să faci două lucruri pe zi, iar acum s-a eficientizat treaba, domne, că a venit criza și ne-a arătat că de fapt putem mai mult, dar din două lucruri trebuie să faci 11, dacă da, sunt de acord cu tine cu 6. Să la nivelul deci ăla de deci sunt de acord că din alea două poți să faci 6, ok, dar să faci 11 nu se poate, adică e o limită a eficientizării ăsteia în care nu mai poți, adică nu poți să faci și poze, să păi și scrii. Zic, când zic relaxată, și, știi, relaxarea adică... de a face lucruri mișto, da. Care afară există. Vezi că eu zic tuturor, meseria asta afară e tratată cu respect. În România așa amărâți ăștia de la așa. Social media au murit mult presa peste tot. Și nu numai auto. Da, presa în general, nu neapărat auto. Eu sunt un apărător și sper să fiu înțeles al dreptului la opinie. Dar vezi tu că foarte multe opinii și unele proaste, dar trâmbițate și spuse. În continuu. Fiecare își dă cu părerea. Nu, și tu. Faci un eveniment. Și zic, toți aia care au fost, băi, mișto. Și o să zic aia care n-au fost. Aia căcat, că putea să facă așa, dar putea să aducă. Dar ăla este unul într-un sat care are care air ride și nu l-a adus pe ăla. Oamenii sunt ciudați în general, dar cred că și noi ca nație avem asta. Vei face 1000 de lucruri bune. Și sunt șanse ca lumea să le trateze ca normalitate. Nu o să zică nimeni. Bine, bă, dau un exemplu de aici, din revistă. Da. Tu vorbești. Vei face. Și va veni unul, vei greși odată, vei avea o scăpare, vei face un lucru mai puțin bun, nu zic rău. E, ăla... Tată, fii atent ce-a făcut ăla. Mama, dă-i la temelie. Da, la noi, eu asta zic și de asta vreau să-ți dau exemplu, că l-am arătat lui Mirică la tine la lansare, împreună cu oamenii de la Techstar. Și zic, românii au un talent extraordinar de a minimiza munca omului. Deci, foarte repede, înțelegi? Și acum ți arăt, să vezi, eram la masă cu domnii de la Techstar și Mirica zice, stai așa că ți-au catalogul să-ți arăt. Înțelegi? Și eu zic, ce să-mi arate, mă, frate? Stai că nu găsesc cineva. A, reclama? Da, reclama. Mai da. În față. Da, și zice, stai să iau catalogul să-ți arăt. Și vine și desface catalogul, înțelegi? Și desface catalogul și arată chestia asta. Ce, mă? L-am răsfoi și eu de câteva ori, dar nu era pe hârtie când îl răsfoiam. Auzi, mă, vine și arată chestia asta, știi, zice, uite. Și zic, ce? Uite, am făcut chestia asta, a fost greu rău de tot.
doamna de la Textile zice, wow, eu? Stai să-mi, eram rămas prost acolo. Ce wow, mă, să mă, e un Beatle și un Bugatti, adică ce? Zice, de unde ai avut? Că eu nu ți-am dat poza cu Beatle-ul ăsta, ți-am dat doar spatele. Mi-am făcut eu roz, nu știu. Și de asta spun, eu când o văd așa și probabil și voi când o vedeți, probabil și voi când o vedeți, zice, ce? A pus acolo pe calculator un Beatle, un Bugatti, le-a făcut galbene, a scris Textar, toți au avut nevoie de frânare, de la mic la mare, mare șmecherie. Ce ai făcut, mă? N-ai făcut nimic. Înțelegi? Conceptul e foarte mișto, trebuie să-ți lași un pic mintea să înțeleagă. Eu sunt de acord cu tine că facem producție de frână. Era și acolo, ieși aici. De la asta cea mai veche și cea mai ieftină mașina poporului construită pentru oameni să și-o permită și așa. Și aici au o super exclusivitate Bugatti care, da. Pe asta nu trebuie să o explici afară, să știi, că lumea înțelege, adică cultura. De acord cu tine, că, dar nu ne comparăm. Despre, știi, tu în România zicea, am eu anvelope Michelin. Da, nu. Am Michelin, dar afară astea sunt entități, da? Sunt o grămadă de mărci care nu au nevoie de prezentare pentru că lumea are așa o idee cum au evoluat, ce au făcut și aia. La noi trebuie să explici. La noi suntem, nu știu, suntem foarte invidioși, probabil suntem foarte răi, tot de la rețele de socializare care... Noi când au apărut aceste rețele de socializare am înțeles că trebuie să ne lăudăm acolo, trebuie să punem că mâncăm mici, trebuie să punem când bem, trebuie să punem când mergem la club, trebuie să punem când ne-am luat mașină, trebuie să punem când am făcut plinul la benzină, trebuie să, înțelegi? Deci noi așa am tratat rețelele de socializare, să ne lăudăm. Hai să ne lăudăm acolo. Ia vezi, mă, că mi-am făcut un grătar nou, ia vezi că mi-am făcut piscină, ia vezi că mi-am făcut vilă, ia vezi că m-am dus la munte, ia vezi că am plecat în Austria. Ia vezi. Asta e. Și ceilalți care n-au și doar văd lucrurile de genul ăsta, așteaptă un moment ca faci un eveniment, cum a fost acum la Brașov, un eveniment tot așa, făcut de niște băieți, care cu Iacone, în sfârșit, probabil că o să-l chem și pe la podcast să vorbim de, și de partea asta. Să-l chem cu cățel. Are cățel, da. Știu, Casper, care e cel mai tare câini pe care am văzut vreodată. Și au acceptat o mașină care era un pic mai făcută mai prost, așa, din punct de vedere al finisajelor, să zicem. Na, mașina respectivă. Are, deci la fel, o îți povestesc. Și toată lumea a sărit de cur în sus că de ce a intrat mașina aia acolo, că ce nasol, că ce eveniment de 2 lei, că nu știu ce, că nu știu cum, că nu știu ce. Bă, fraților, dar la restul 199 de mașini care au fost acceptate și au fost bune, exact. Nu aveți niciun cuvânt bun de spus, adică chiar așa... Hai să zic eu cum văd chestia. Hai să-ți dau un exemplu personal. Nu sunt fan tuning, chestii de genul ăsta, dar... Ți-am zis mai devreme și cred în asta, pentru fiecare proprietar în parte mașina lui poate să fie cea mai cea. Da, bineînțeles, cred normal. Da. Eu am trecut printr-un semi-project car. Da. Nu e nimic proiect, dar o să-ți explic, încerc foarte pe scurt, ce îl văd ca pe un proiect. Un prieten bun din Bacău mă sună într-o zi și îmi spune, bă, profesore, fii atent că e un tip care mi se pare că își construise o casă sau ceva în Bacău, folosise o mașină, o Felice, efectiv, și a zis că ori ce la fier vechi, ori nu știu cum ajunsese la el la service, ce am un Lancia Y. Zice, bă, nu arată prea bine așa, dar asta nu vrea să o mai ia de aici, ar vinde-o. Nu-mi trebuie. Eu aveam Golf, aveam și altă mașină de zi cu zi atunci, nu. Zice, bă, e păcat de ea, mă, că motorul merge impecabil, mă. Și zic, bă, nu-mi trebuie, n-am destul, nu mă ocup de Golf, eu am nevoie de... Păi păca, mă, de ea, că nu așa, mă, bă, o dă ieftin. Ce înseamnă ieftin? Fii atent, Lancia Y, da, din 2003 e mașina. Ce înseamnă ieftin? Ce 700 de lei. Fii atent aici. Da, 700. Băi, ești nebun, 700 de lei? Zice, da. Bă, nu cred, da. Bă, nu, gata, lasă-mă, dracului. Cu o zi înainte, că e ca un făcut, cu o zi înainte eu îmi cumpărasem o machetă. Am o colecție de machete, 1x18, diecast. Și îmi cumpărasem un Porsche 959, care e una dintre mașinile preferate, și îl găsisem la reducere, AutoArt, o marcă destul de bună, cu 700 de lei. Cu o zi înainte sunt. Era un preț foarte bun, atenție. Nu contest. Și a doua zi discuția asta. Zic, bă, nu trebuie, mă, dă-o, dracule. Și îmi zice atât, fii atent. Păi asta e vorba lui profesor. Și zice, profesore, e roșie. Și ce face prostul? M-am blocat așa puțin. Aoleu, e roșie. Mie îmi și place Lancia foarte mult. Nu Y, atenție, așa, dar acum Delta deja e la un nivel astronomic. Ia-o. Și eu sunt pe taică. Taică la Bacău, e la București, mașina la Bacău. Și zic, bă, tată, fii atent, am cumpărat o mașină. Și taic-mi așa, noi avem o relație așa,
semi-rece, să zic așa, eu fac ce vreau, el face ce vreau, așa ne consultăm, dar nu mi-ar impune ceva, știe că eu scăpos. Și tai că mi-ar avut o reacție de genul, țara arde și babile se cheaptă. N-a avut, a avut dreptate. Da. Nu pot să zic și zic, bă, fiată, lasă-mă că e ocazie, că și dacă o dezmembrăm, luăm mai mult bani pe a mea. Și zic, 700 de lei. Era taică la telefon, așa, cred că zicea, mănâncă ăsta căcat, doar așa să scoate, că mă bagă. Și zic, du-te la Radu, la service, la prietenul meu, Radu, du-te la Radu, să o vezi acolo, s-a dus, taică, mi-a făcut niște poze, mi-a trimis, taică, mi-a renotat pe hârtie, cum trimite pe WhatsApp poze, știi? Mi-a trimis pozele, m-am uitat, eu nu văzusem, mă. Da. Și zic, băi, nu pot să vin, du-te tu și fă actele. Și s-a dus a doua zi și a făcut actele și mă sună. Zice, băi, Radu, chiar 700 de lei am dat. Și zic eu, dar tu cât ai fi vrut să dai? Zice, băi, am crezut că faci mișto. Nu, mă, 700 de lei, 700 de lei. Și fii atent. Bă, mașina într-o stare deplorabilă. Era atinsă, era înfundat o aripă, era... Vai de capul ei, dai de cap. Și interiorul, ți-am zis, crease materiale de construcție. Și am început un soi de project car, adică să o aducem la o stare civilizată, la telefon, eu eram aici, era acolo. Am găsit un băiat să-i facă detailing, a venit, a spălat-o, cât a putut să scoată din ea, am vopsit mașina aia integral, ieftin, da, așa. Ții minte că eu am văzut-o după partea de tinichigerie, m-am dus, că îți dai seama, m-am dus și ne-am dus și am căutat culoarea, aveam codul de culoare, ne-am căutat culoarea, am cumpărat împreună vopseaua, tot. Au fost episoade gen, nu mergea un ștergător, un motoraj de un ștergător și nu-l găseam să-l, și n-am găsit și la dezmembră. Și l-a desfăcut taic-meu cu un coleg și l-au făcut când mergea, când nu mergea. Noi doi, eu cu tata, am avut un project car. Fii atent aici. Tu acum, dacă îmi dai toți banii din lume și eu mă apuc de un project car, orice aș face, bă, nene, dacă îmi comand un zinger și mă duc și stau lângă el, care e o senzație, nu o să fie același lucru. Eu pe ăla, chiar dacă nu ne-am dorit, l-am făcut cu tata. Da. Noi nu o să mai facem un project car, că nu cred că dacă aș mai face asta, mă înjură, mă taie de la... Dar... Poate că zici, pe 500. Da. Iei ochi. Bă, da, principial. Eu proiectul ăla, fără să ne dorim, l-am făcut cu tata. Eu aș putea să repet experiența asta dacă o să am copii, cu unul dintre copii. Da. Punct. Așa, dacă o vede cineva pe stradă, ne-o dă doi bani pe ea. De acord cu tine. Dar e Lancia mea, eu am o Lancia care e valoare zero, Lancia mea pe care cu tata, așa, mai la telefon, mai la aia, am făcut-o. Știi, asta zic. Da, nu. Pentru 1000 de oameni să o vadă, să fie pe ea, e un gunoi. Așa nu știm băiatul ceva, ăla. Da. Poate ăla nu știi ce... A mers odată cu un bunic sau cu un părinte sau cu un verișor. Da. Și la... i-a deschis ideea spre mașina respectivă. Exact. Eu n-am o problemă, dar și ei trebuie să înțeleagă că... Știi cum e? Pentru mine copilul meu e cel mai frumos, dar pot să fiu de acord dacă îmi zici bă, mie nu mi se pare frumos. Adică poți să, știi, adică nu trebuie să mă supăr. Mai e și goana asta de a face ceva să nu neapărat să epatezi, dar mamă, nu faci pentru tine, faci pentru alții. Aici e o greșeală, da. Eu sfătuiesc pe toată lumea să facă în viață doar să facă să-i placă lui. E foarte important. Da, fiecare să facă doar ce își dorește. Stai că dărâmă Marius aici. Aoleu, ce ai făcut, mă, te-ai emoționat? Mai merge, ne oprim? Merge, da. Nu te mai emoționa. Băi, fii atent, întrebări. Ești pregătit? Stai. Și, ai, fii atent că stare întrebări. Mă, 40 de întrebări cu Denis Grifa. Da. A ta prima, frate. Și e întrebare aici? Bă, dar chiar ați făcut întrebări? Și că eu... Vrei să zic întrebarea lui Marius? Ia. Yeah. Să ne zică The Good Dude, că a fost și că îi place mult. Care e întrebarea? Bă, da. Care e întrebarea? Adică, care evenimente din exteriorul țării îți plac cel mai mult? Am avut norocul, datorită acestei meserii, să am niște lucruri. Evenimente pe afară. Da. Și am avut acces la chestii... Incredibil. S-a făcut liniște în benzinerie, am pus-o. Da. Am avut acces la niște lucruri pe care poate altfel, nu zic că puteai să te duci, nu te oprești, să ești spectator, dar știi cum e... Trebuie să-ți și dorești. Da, pentru că să-ți găsiști timp. Eu îmi doresc vorbă, niște lucruri și nu le fac niște ani. Eu am o vorbă, e nașpa să nu-ți permiți să faci chestii. Bă, e chiar nașpa să nu-ți permiți să faci chestii tu dorindu-ți-le. Da. Bă, dar e mult mai nașpa tu să-ți permiți lucruri și să nu le faci, că nu te duce capul. Să mergi la all inclusiv toată viața, că ai putea să faci... Așa.
Da, da, așa. Tu știi ce înseamnă o seară la cort sau... Treaba fiecăruia, da. Așa, da. În fine. S-a întâmplat în 2016 să am ocazia să merg la Goodwood prima dată. Mie îmi plac foarte mult competițiile auto și moto, am zis și mai devreme. Și tot ce ține de lumea motorsportului, tot ce ține de clasice, de automobile clasice și asta mă atrage foarte mult. Istorie. De asta cumva știi că ai zis mai devreme că mă, nu sunt fan modificări, pentru că sunt unele mașini care au un farmec și vin unii și le ciocleresc. Din punctul tău de vedere, din punctul meu lor, de vedere. Se pare că le îmbunătățesc. Da, eu am zis, mai frumoasă, doar părerea ferești. Mea. Da, da. Da, da. Și am avut ocazia în 2016 să merg prima dată la Goodwood. Am mai fost la competiții, pe circuit, la diverse saloane. La de... Este cea mai mișto chestie pe care am făcut-o. Punct. Uh-huh. De exemplu, n-am fost la Vortărzi. Am avut momentele mele când îmi doream să merg la Vortărzi. Nu mai vreau. Băi, de câțiva ani nu mai vreau. Dacă te duceai acum 12 ani, 13 ani, da, îți plăcea. Păi, pentru că veneau oameni care stau cu cortul, da, erau pasionați adevărați de mașini. Nu neapărat că mașinile vechi, că aveau și Golf 5 GTI. Da, știu dar ce erau zici. Alt tip de oameni. Da. Nu erau genul de oameni, eu le spun așa, cu bani poate oricine. E foarte simplu. Da, mă, știu. Cu bani te duci, cumperi. Păi, ideea nu era să vii pe platformă, da, la Vortărzei, că ea veneau niște băieți care își trângeau bani și făceau o mașină, da, că atât aveau, dar făceau erau... cea mai mișto de ea și mergeau pe roți, ori, da, să o duci pe platformă, acolo s-au stricat. Da. Da. S-a Goodwood stricat, rămâne, da, asta e. Totuși, esența de la Goodwood rămâne după mine, în sensul că e un festival dedicat istoriei în mare, bine, cu latura de nou și asta. Sunt... Dacă pui și preview-ul de joi, ar fi joi, vineri, sâmbătă, duminică. Hai să zicem, vineri, sâmbătă, duminică. Sunt trei zile în care, efectiv, respiri istorie, știi? Am stat la Goodwood și oamenii relaxați, mă. E, oamenii relaxați peste tot afară. Am stat lângă Nick Mason, nu, da, de la Pink nu Floyd, ne comparăm. Care e un 250 GTO. Deci mașina e oricum e zeci de milioane. Până nu o scos la licitație, nu știu câte. E da, zeci de milioane. Valorează, simplu, da, fapt că a fost al lui Mason, îi mai adaugă. Și am stat lângă ea, cum stau așa lângă tine și mă uitam la ea. Și oamenii erau relaxați, n-a venit nimeni să-mi dea un ciocan în gură că mă uit la mașină. Da, nu. Nu se compară, n-are nicio deci, legătură. Deci, nu mai zic că a fost și în 2018. 2018 fiind aniversare Porsche, 70 de ani de Porsche, era... De cum, n-ai fost anul trecut la Goodwood? Nu, așa e fost? Nu. Nu. Acum doi ani? 2018 a fost ultima dată? 18, da, știu. Time flies when you're... Doi ani, ești nebun? Da. Acum 2 ani oricum era nebunie cu pandemia, da, cu asta nu se știe exact. În fiecare an îmi propun să ajung și acum sper să ajung la anul, vom vedea. Dar gândește-te că Porsche venise, a scos atunci artileria grea din muzeu și au venit inclusiv cu automobile de la Le Mans, cu câștigătoare, cu și parada aia de ok, știi că e urcarea, da, e urcarea de hill climb. Și atunci le vezi individual și te bucuri și asta, dar și coborârea în sine e o paradă. Și stai așa și te, și te uiți la ele. Efectiv. Mașinile arată, din punctul meu de vedere, mult mai bine în mers decât pe loc. Asta știi? Fără dar arată și poate, mult mai bine, da, în mers. Și atunci și mai frumoase în mers. Deși să știi că, la ea să știi statică, că e un farmec aparte să mergi. Mie îmi place foarte mult să vizitez muzee în general, cu particularitatea că îmi plac muzeele auto. Și apropo de Racing Wheels, am și făcut o serie, primele trei numere, o serie Germania, Italia și Marea Britanie. Și, băi, te duci acolo și vezi cât respectă oamenii istoria, știi? Noi n-avem, din păcate, în România un muzeu daci. Așa, mic, oricât ar fi. Da. Noi nu avem muzeul ăla. Nu. Au fost niște tentative de muzee auto în România. Știu niște detalii, nu o să intre în ele, e păcat. Noroc că avem Țirea Collection. E mai mult decât nimic. S-ar fi putut mult mai mult. Siria Collection e rachetă pentru pasionați. Da, mă, într-o țară normală veneau unii și ziceau, bă, are domnul ăla acolo niște sute de... Hai să-i dăm un spațiu în centru oraș, le faci fel la îndemână și hai să-i pun așa ar fi fost normal, și el doar să vină. Da, intrăm în discuția asta, că... Da. E mult până departe la noi, din păcate. Partea asta cu muzeile auto mi se pare un city break foarte mișto pe care poți să-l faci. De la asta am și plecat în conceptul materialelor ălora. Și te mai spală, îi mai spală poate pe creier și pe aia care sunt X versus Y, știi? Deci eu nu pot cu... Așa gras erai cu catalogul ăsta în mână, credeam că e mult mai vechi poza. Țineam capul așa, mă, okay. Da, e nouă poza. Da? Păi da, păi, mă uit la catalog, da. Eu am crezut că e mult mai veche poza. Da, mă, m-am îngreșat, știu. Nu, e nouă, că n-avea cum să...
asta ziceam, cu dacă te duci în Germania și renunți la la idei preconcepute și stereotipuri și toate aia, că mamă, eu sunt fan Audi, nu este nimic altceva. Nu, e prostie. Tată, astea mari, sunt și alte, dar eu recomand la München, Muzeul BMW, îl recomand cu mâna pe inimă, pentru că turul pe care îl faci la BMW Welt, acolo în fabrică, cu ți arată cum se vopsește, cum se face, cum aia, ți explică niște lucruri pe care nu ai cum să le afli și nici nu te apuci tu să citești, să vezi despre lucrurile astea. Poți să fii fan BMW și te vezi și la Ingolstadt, costă, relativ aproape și am fost și la Ingolstadt, la Audi. Nu mi s-a părut așa tare ca BMW. Am fost și la Volkswagen, la Wolfsburg. Nu mi s-a părut așa tare ca BMW. Deci BMW Welt München merită toți banii. Bine, Volkswagen nu mi-a arătat cu, nimic. Cu muzeul. Nimic. Că Audi e cel mai mic muzeu. Din astea, eu nu, de Volkswagen nu. Audi cel mai mic, urmează BMW ca dimensiune, dacă nu mă înșel. După aia e Porsche, care Porsche e foarte la Porsche futurist. N-am așa, fost. Porsche este senzație. Da, cred. N-am și cel mai mare și mai impresionant. Și am un moment, pentru că și istoria lor e impresionantă. Este muzeul Mercedes-Benz din Stuttgart. N-am fost. Care e mare și ca dimensiune. Și acolo gândește-te că, ok, Porsche, BMW, Audi, găsești automobile. Da, la Mercedes-Benz și camioane și utilitare și MOG și autocare și adică tot. Automat. Da, tare. Și mai foarte impresionant, Italia. Italia la Capitolul, două Ferrari, da, la Maranello, Muzeul Ferrari și la Modena Enzo Ferrari. Lamborghini la Sana Gata Bolognese, care e foarte mic ca muzeu și după mine. Am fost la Pagani, unde poți să vizitezi muzeul cu 7 exponate. Erau 7 exponate, 7... Știi că noi când am fost la Vorter, la Pagani, le-am scris și când ne-am întors, ne-au răspuns... Stați să vă traduc. Știi că noi când am fost la Vorter, la Pagani... Zi, Marius! Da, că n-are microfon. Știi că noi când am fost la Vorter, la Pagani... Să vizităm fabrica, da. Adică poți să le scrii, dacă vrei, poți să le scrii că sunt deschiși la presă. Da, și am trăit un episod foarte mișto în Italia. Eu m-am zis la Maranello, la muzeu și efectiv, fiindcă n-aveam cu cine să vorbim la Ferrari, la celelalte ne-am anunțat prezența la modul să nu fie probleme de foto. Știi că mai sunt, când vin cu fotograf. Și la Maranello ne-am dus, eram eu cu Dragoș Savu, cu fotograful Dragoș Savu și m-am spus un catalog și am zis, bă, noi suntem ăștia din România, vrem și noi să facem un material despre muzeu. Dacă se poate să ne lăsați să facem poze, adică e, știi că îl mergi, fac cu telefonul. Când scoți aparatul, începe. Dacă e scop comercial, dacă ai un pic alt. Eu doar am cerut voie să facem poze. Și oamenii ne-au oferit posibilitatea să ok. Și mai mult ne-au dat și ghid. Și eu nu vorbesc italiană, dar înțeleg italiană și știu când a sunat tipul ăla de la ceva, că trebuie să dau un telefon, a sunat și a zis troppo bello. Și a doua zi, ei ne-au zis, dar de ce nu mergeți și la Modena, la Muzeul Enzo Ferrari? Și a doua zi când ne-am dus la Modena, am dus să luăm bilet. Vă așteptau băiți? De pres. Și a zis, you're the guys from Romania. Și zic, yes. Și a zis că ne așteptau, la modul știau că o să venim. Frumos. Și mi s-a părut... Tare. Băi, știi de cum oameni, e, bă, într-o țară cu mai mult mă, să pun de decât România, că ea puteau zic că bine, mă, vine aia, dă-i la dracu. Știau că venim acolo, oamenii erau miroși acolo, a Ferrari, în Modena, la Enzo, la... Pe cine este? Vifu. Zi la microfon, mă, poate să aud. E, și... Domnul Vifu, rugați să mutați, m-ați blocat, pe cel mai mișto muzeu din Italia, că nu m-ai lăsat să... Iartă. Eu m-am adus fără să supăr cealaltă mărci, că n-ai, ok, n-ai cum să nu fii impresionat la Lamborghini sau la Ferrari, dar mie mi-a plăcut foarte mult la Reze Muzeu Alfa Romeo. Alfa Romeo? Da. Băi, este mare, sunt foarte... Alfa Romeo are o istorie colosală. Și te duci acolo și... Da. Și am văzut mie Alfa Romeo Disco Volante, mi se pare una dintre cele mai frumos desenate mașini din istorie. Am văzut-o live. Deci dacă te spuneam, te poți să zici că te-am întrebat care este cel mai frumos desenată mașină din istorie. Și ai răspuns. E una dintre cele mai. Acum, nu, trebuie să mă gândesc puțin, că totuși silueta de 911 nu e cea mai frumoasă, dar știi cum place e? Ție. Dacă ești și vezi un profil de 911, o să recunoști dintr-o mie. Orice generație, de la prima generație de 901, de Ventă 911, până la 992. E, Alfa e și un
e mare, știi, senzația asta de mare, că nu e îngrămădită. Și când intri în zona de motorsport, când vezi tipul 33 și... Exemplu, e altă pasiune acolo, da. E pus sufletul altfel față de nemți. E 155 de tem, deci mașina da, aia, e superbă, da. Urlă, nerv din orice... Da. Asta este unul dintre motivele pentru care eu sunt mai rezervat în privința electromobilității. Vreau să ajungem și acolo. Sunt forțat de împrejurări să accept că... E zăpadă. Ne bate cineva în geam, da. Sunt forțat de împrejurări să accept că lumea auto se schimbă puternic și lucrând în domeniu trebuie să mă adaptez asta. Problema este așa, eu am o... Am observat că mulți se împartă în tabere. Sunt ăia, mamă, super, faci. Da. Sunt două tabere. Așa e, dar nu trebuie să fie, da. Eu cred că explicația e mult mai simplă și poate încă lumea nu o conștientizează, dar eu viitorul îl văd altfel. Există, din punctul meu de vedere, două tipologii mari de utilizatori de auto. Există ăia de nevoie și există ăia de plăcere. Corect. Ăștia poate să conlucreze și să trăiască împreună mult și bine. Masa mare va fi formată din cei care utilizează automobil de nevoie și atunci ăia vor fi că e electromobilitate, că e că sisteme hibride, că e hidrogen, rămâne de văzut și vor rămâne aia mai puțin care sunt pasionați. Și de aia când anunță câte o marcă cu surle și trâmbițe, gata, noi nu mai facem motoare termice. Da, mă las acolo o portiță deschisă pentru ăia care cu ce te ajută că anunți care merg la asta. Da. Goodwood și la Vorterze și la... Sunt mulți care sunt pasionați de chestia asta, da, bineînțeles. Eu cred că asta e adoptarea, asta ar fi abordarea corectă pe termen lung. Acum știi cum e fiecare și am prieteni buni care s-au dus pe calea electromobilității. E alegerea lor. Eu pot să aleg să păstrez undeva cu speranța că la un moment dat voi restaura un Golf 2 GTD din 1991. Non-euro, roșu. Tornado Red. Roșu, da. Tornado Red. Da. Bun. Ce mașină crezi tu că ar trebui să-și cumpere un român cu un salariu mediu? Depinde ce înseamnă mediu. Hey. Păi nu, că... 7.000 de lei? O fi 7.000 de lei mediu pe lună? Păi. 5.000 mediu? Nu știu, mă, niște oameni normali, mă, o familie normală care își cumpără o mașină de nevoie. Băi, eu cred, eu pot să zic cum ar trebui să fie normal în România. Da, cum normalul tău. Eu nu mai zic normal. Normalul e normalul fiecăruia. Ar trebui să fie normal, așa că, eu cred așa, oamenii cu venituri medii ar trebui să joace în zona aia. E părerea mea. În zona non-premium, chiar dacă... Bineînțeles. Skoda, Volkswagen, Ford, mărci japoneze astea. Oamenii cu venituri mai mici, ar trebui să joace în zona Dacia, dar fără jenă, știi că la noi e mama, când zici Dacia, că e o mașină foarte bună, ca și cum îi dai la temelie, Dacia pentru... Îl faci de râs, da. Este, da, nu. La nivel de produs oferit, de banii pe care... Este un super produs la banii pe care îi cere. Da. Trebuie să ne uităm în jur, că în ultimii ani prețurile au explodat, ad literam, adică tu știi foarte bine cât costa un Golf, la un moment dat, că zicea lumea, ți-ai Golf și uite acum... 14.000 era 1.480 de cai. Da, și du-te acum și configurează un Golf să vezi unde devine acceptabil, să nu-ți fie jenă să te urci în el, știi? Da. Am modul ăla. Sunt foarte scumpe mașini și o să fie mai scumpe și e normal păcate, să fie. Românul de rând nu-și permite Dacia nouă. Din păcate. Acum trecem peste partea de mentalitate. Românul de rând ar trebui să-și, noi ca societate, să fim la nivelul ăla, ca venituri și să avem o viață liniștită, să ne permitem Dacia nouă. Și ușor, ușor crescând, să te duci spre alte mărci. Dar din păcate noi suntem țara în care îți dai seama că a venit pensia când vezi coada la farmacie. Noi nu suntem ca în Germania. Îți dai seama când a venit pensia când își iau o excursie sau... Da, și-au mai rezervat o ieșire la munte sau aia. Asta fac seniorii când ajung la vârstă. Asta ar trebui să fac, să relaxeze, nu să stea la cozi. E mult până departe. În fine, întrebare. Atenție. De ce nu-l vedem mai des la start în CNR ca și copilot și de ce nu ia în calcul startul în CNVC? Hai să încep cu sfârșitul. Începe cu ce vrei tu. Nu iau în calcul startul ca pilot... Ca pilot? Da, în CNVC n-aș putea decât pilot. Ok. Din simplu motiv că, unul la mână, nu am confortul financiar necesar. M-aș da în momentul în care n-aș face sacrificii, la modul că n-aș strânge bani să mă dau.
aș vrea să mă duc și să nu stau cu gândul la bani, cum fac foarte mulți. Nu, ai vrea să te duci să fii pilot. Ori la bani, ori la spital. În adevăratul sensul, da, al cuvântului. Adică eu vin și mă dau. Și nu pățesc nimic fizic, da, să știu că voi avea posibilitatea să repar până la următoarea etapă. Și este, cred că asta este secretul reușitei. Că, de exemplu, îl dau exemplu pe Simone, care e la un nivel, da, Simone Tempestini. Simone a dat de gard niște mașini și nu zic cu răutate. Păi, mergi la limită, de fapt, e greu să nu le dai de gard. Eu cred că, de fapt, ăla este secretul reușitei lui. Pentru că el, dacă ar fi mers tot timpul cu târșă, cum se zice, și cu teamă, când el a avut confortul, caută-ți limita, caută-ți limita, doar așa vei progresa. A ajuns unde este acum. Și doar așa, poți să faci teoria mea. Da. De asta, la start în CNVC, nu știu dacă mă veți vedea vreodată, poate dacă la ani senectuții, dacă voi fi sănătos și voi strânge bani de câțiva hamburgeri, mă voi da la istorice. Așa? Iar în CNR, asta e o discuție care doare puțin. Pare rău, e o întrebare. Nu, doare de ce? Da. Te cred. Eu sunt și căpos, și prost, și am și principii. Destul de mult. În CNR prima dată m-am dat în 2014, de la o chiar glumă. Era doar un vis nebun pe care l-aveam împreună cu Adi Iliescu, să ne dăm cândva la un raliu. Costi Stratnic mi-a scris într-o seară în 2014, mă dau la Brașov, vrei să te dai cu mine? Noi știam așa din vedere, salut, salut la Costi, eu eram oficial fras la vremea. Și ăla a fost primul meu raliu în care m-am urcat în mașina. Am făcut cursul de pilotaj cu domnul Ștefan Vasile pentru că pentru a obține o licență adevărată fras, că acum sunt o felul de discipline, nu intru în discuția asta, trebuia să faci curs de pilotaj, am făcut cursul ăla. Adică și pentru pilot, și pentru copilot aveai nevoie de acea licență, de acel curs. Da, cursul e același. Da. Deci toți copiloții pot fi și piloți. Toți navigatorii. Mie îmi place mai mult termenul de navigator. Okay. Copilot sună așa, știi cum e? Da. La știri toți sunt copiloți. Da? Să dau zamol și era copilot. Nu. Da, copilot îți schimbă muzica, exact. Se știe, domnul Marius. Marius. Costi Stratnic a avut nebunia să zică, da, bă, le iau pe nebunul ăsta. Și mă las pe mâna lui. Ne-am dat la Brașov, aveam emoții cât carul, ne-am dat cu un Clio RS de clasă 12 la vremea respectivă și am amintirea asta, mi-a fost teamă tot timpul să nu greșesc, pentru că de cele mai multe ori știi că rolul navigatorului într-un echipaj de raliu e minimizat din exterior, dar noi care au fost în mașină știu cât de important e. Am avut n-aș putea să fiu navigator. Să nu greșesc la raliu. Zilul ăla, la stânga în loc de dreapta. N-aș putea. Păi, n-aș putea. Deci sunt și accidente celebre pe greșeli de dictare. Și țin minte foarte bine, la Brașov, când era etapă de asfalt, anul ăsta e Macadam, de exemplu, exista dubla cheia Babarunca. Da? Babarunca cheia, de fapt. Mergeai un sens, era proba Babarunca. Te duceai și te întorceai. Aproape 30 de kilometri, 28 și ceva. Și când am terminat Babarunca, da, prima parcurgere, și m-au așteptat niște prieteni la sosire, printre care și George au fost așa în două valuri, a fost așa o satisfacție deosebită și pentru mine. Cea a fost o probă lungă în care nu greșisem, sărisem afară foarte light, așa, așa am reușit să intrăm la loc pe drum, foarte mișto, senzație. De ce nu o fac mai des? Că aici era... E mandat ori de câte ori am avut ocazia și am avut și timp și am simțit că vreau să mă dau cu persoana respectivă. Principial, am refuzat de mai multe ori oameni și le-am zis că sper că n-am fost interpretat niciodată ca răutate sau ceva. Eu am zis așa, eu nu o să iau startul cu cineva cu care n-am băut o bere și nu o să iau startul cu cineva pe care nu pot să-l bag în pizda, măsi. Știu că... Da, e normal, adică dacă nu mă simt eu confortabil, domneala, nu facem treabă, ești nebun. Domneala într-un echipaj, că există, da, există navigatori profesioniști și în momentul în care... Adică există navigatori plătiți. Da, asta în momentul în care ești plătit, cumva trebuie să fii mai atent, să te poți cum nu știu. E job. Noi acolo nu mai suntem 11 milioane în stânga și băiatul plătit în dreapta. Eu mă las pe mâna ta, te lași pe mâna mea. Avem încredere în noi. Exact. Nu trebuie să fim avem o relație. La nivel de egalitate. Avem o relație. Și de-aia, eu s-ar putea să te înjur la un moment dat sau să-mi iau de viața ta,
Nu că sunt eu mai coios sau asta, ci pentru că, bă, suntem egal, hai să ne trezim, ne concentrăm la asta. Ce se întâmplă până ne urcăm în mașină la start și după ce ne dăm jos la stop, e altceva. Dar cât suntem în intervalul raliului, suntem pe picior de egalitate. Și cumva au fost mai multe etape de-a lungul ultimilor ani, acestor 8 ani, unele mai fericite, unele mai puțin fericite. Nu s-a întâmplat niciodată să-mi realizez visul să fac un sezon complet, dar nu că nu mi-am dorit, ci pur și simplu n-a existat proiectul ăla care să... Uh-huh. Au fost discuții, au fost promisiuni, nu s-a întâmplat încă. Eu încă visez, da. Iar pentru mine sezon complet înseamnă la orice nivel. Și asta ar trebui să înțeleagă orice individ care își dorește să ajungă în ipostaza asta, să meargă la raliuri pe bune, nu că m-am dus eu la liniuțe sau asta. Nu este absolut, dar deloc rușinos să încep de la Logan. Știi că ești, mă dau pe Logan. Da. Bă, tată, hey. Vezi că au trăit mulți cu senzația că se dau tare cu Logan, până nu. La venirea Olbadiu și a stins lumina, nu, a luat hebluse. Da, nu. Nu, Logan merge foarte tare. Logan merge foarte tare. E greu să... Mai ales pe macadam. Pe asfalt nu, dar pe macadam. Să... Da. Cum să spun eu, știi, sunt oameni că... Câți cai ai? 150. Da, știu, știu ce zici. Bă, frate meu, tu deci să mergi cu 150 de cai să... Nu e ușor, frate. Îl citesc pe domnul Ștefan Vasile, la o coastă la Reșița, cu foarte mulți ani. Eu eram comisar tehnic, cred, atunci, la coasta aia, și la verificări au venit doi debutanți, erau alte, un pic mai permisive regulile atunci. Erau cu un impreța STI și... Mamă. Da, și domnul Vasile le-a explicat, el e mega calm, așa, mi se pare un domn în adevăratul sens al cuvântului, și le-a explicat, băi, e prea mult pentru mine. Nu, că eu merg, că eu fac. Și le-a zis o chestie și mie mi-a rămas întipărită în minte și sunt sigur că ei n-au priceput pe moment. Ulterior mașina aia și sărit afară la un moment dat, dar n-are rost să... Și le-a zis așa, mă băieți, mă tat. Sunt mulți, da. Mă băieți, mă tat. Sunt foarte mulți dintre voi. Le-a zis-o lor direct, dar care nu știu să meargă cu 100 de cai. Mă, nu știu să meargă cu 100 de cai. Vă da? Pot demonstra asta. Da, na, na, na. Cum ai merge tu cu 100 de cai și cum merge da. Unul care merge de 100 de cai. Da. Sunt foarte mulți participanți la competiția Auto România, sunt foarte puțini piloți. O să se supere mulți pe mine. E, da, normal. Da, dar nu, asta nu e, eu nu spun ca jignire. E un sport care fără gentleman driver n-ar putea să existe, mai ales în România. Da. E foarte important să îți asumi statutul de gentleman driver și să n-ai pretenții prea mari, pentru că... Deci eu n-am nimic împotriva celor care vin la VTM, la rally, la ce vrei tu, ca să plece de acasă. N-am nimic cu ei împotriva, jur! Bă, frate, e hobby-ul tău, plus că eu le mai zic ceva. Du-te la track day și dă-te. Du-te la track day și dă-te. Că în mintea ta ești la Pikes Peak. Da. Mintea ta, eu când m-am dat cu motocicleta aia de la Racing Academy, eram la MotoGP, frate. În mintea mea, deci pentru mine a fost cea mai tare experiență și eu mă duc acolo pentru mine. Nu mă duc să-mi zic ăla de pe margine, mamă, cum ai trecut, mamă, cum ai făcut, că tu știi foarte bine comentariile de pe margine, pentru că noi nu avem cultură în ceea ce înseamnă chestia asta și motorsport. Comentariile de pe margine, în general, sunt, păi dacă iau pasat, tu trec mai tare ca ăla. Da, mă știu. Pentru că este percepția ta, dacă te bag în mașina aia, te caci pe tine, efectiv. Dar tu ai percepția asta pentru că nu știi, că nu ai cultură să știi. Că ăla în mașină se simte de 10 ori mai tare. Da. Ce vezi tu de afară n-are nicio legătură, păi, înțelegi? Da, da. Iarăși aici e o chestie pe care și tu ai zis mai devreme și ne întoarcem. E foarte important ce faci pentru tine. Da. Ce fac pentru mine și nu mă interesează de ceilalți. Da? Ce mănânc pentru mine, cum mă îmbrac, că vreau eu. Nu că am văzut că se îmbracă toți așa. Ce mașină conduc, că vreau eu. Cum pilotez. Dacă mie mi-ai da acum o Lancia... Cum a avut Paul, da? Cum a fost Lancia de la Autotehnică. Okay. Modificată, da. Bă, și așa și ultimul în campionatul național. Bă, ultimul, dar nu ultimul. Tine, ultimul la, da, ultimul la 3 minute, minute, da? Da, nu eu contează. N-aș avea nicio problemă. Eu m-aș da cu Lancia Delta integrală, da? Filtrele, subnetele, supapele, să accelerațiile, frânele. Da, mă, dar să vină la mine să mă ia la mișto. Da, nu m-ar interesa. Dar aș fi asumat. Dacă vii și începi, stai, să vezi că dacă aveam alte gume, că, bă, că dacă aia, că dacă aveam și o echipă tehnică, bă, dacă nu dormeam aseară, la, dacă nu trebuia să vin dimineața, bă, scuzele astea, știi cum e, când se duc acolo, tot se duc în campionatul național, dar la cel mai înalt nivel, la disciplina aia, dar
după aia toți au scuze de astea primitive, că am venit târziu, că am stat și am reparat, că am stat toată noastră. Tată, dar cine nu te-a pus să nu fii aseară impecabil? Da. Așa te culcai, te trezeai profesionist. Scuze, în sfârșit. Na, da, oamenilor le e greu să recunoască, repet, fără, nivelul fără la care sunt. Oamenii care sunt acum și sunt etape de coastă cu 100 de oameni la start, nu s-ar putea, că nu se poate cu 10 piloți buni sau 20. Nu se poate, da. Dar în același timp, haide să avem pretenții de nivelul real la care suntem. Corect. Și în momentul în care nu să ne mai furăm căciula unui altuia, bă, da, vom fi mult mai împăcați noi. Sunt de acord cu tine, mă, dar nu suntem noi genul. Noi genul, da, nu suntem genul. Nu, nu cred că suntem genul, știi? Cred că poate cu generațiile astea noi, poate se schimbă mentalități, gândire. Că eu am, nu știu, prin fața ochilor mei au trecut aici, mulți sportivi în motorsport, de la karting, pornind de la karting. Am întrebare aici pentru tine, că băiatul ăsta se cheamă Andrei Suciu, nu știu dacă te cunoaște sau îl cunoști, așa. Dar are dar multe întrebări pentru tine. De unde ai scos întrebările? Nu e treaba ta, am eu treaba mea aici, le-am pus eu undeva. Unde? Pe Instagram, acolo unde eu nu există. Pe Facebook. Deci... cum poate descrie experiența din perioada în care a lucrat la FRAS? Am lucrat la FRAS și acum, teoretic, eu am licență arbitru, de arbitru și sezonul ăsta. Eu ai am, deși încă nu. Da, nu e, da, nu e și un job, bono, este... gen că nu, bonus, bono, azi, bani? Sunt plătite, da. Toate mergeți voluntari ca arbitri la FRAS? Și luați nu, aici voluntariatul este ceva. Da, bine. Statutul da. De oficial e altceva, da. Că ai okay. niște responsabilități. Okay. Și... de asta aș vrea să fie clară treaba asta. Nu poți să ai pretenții mari de la cineva care vine voluntar. Poți să vii voluntar la o corect. Competiție, da. Să strâng chestii, să fac curățare. Da, da, da. Să n-am responsabilitate. Tu vrei să fii arbitru în post, plătește-l ca să aibă și el cumva să existe și datoria asta a muncii. Nu e doar că e niște bani. Rezinul vă da. E suficient și aia. Asumă-ți ce faci. Nu există competiție automoto adevărată fără oficial. Nu există. Da. S-a văzut rolul lor anul trecut în Formula 1, cum s-a terminat sezonul și a înțeles numai că este un director de competiție. Da. El există de când lumea, da. Dar nu era vizibil. Acum s-a văzut cu o decizie da. Bună, rea da. Cum a fost. Și-a asumat-o. Și-a asumat-o. Da. S-au dat afară. E altă discuție. Da. Fără băieții care stau la viteză în coastă, la VTM, cu steagurile în mână, pe ploaie, pe vânt, pe furtună, nu s-ar putea. Nu poți mai cu piloții, da? Trebuie corect. Să fie și public, și da, mecanici, da. În primul da. Rând. Da. Și, da. Toată lumea, tot pachet. Da. A fost o perioadă mișto din viața mea, nu știu dacă s-a încheiat, că anul ăsta am, la un moment dat m-am oprit, ultimii ani din 2018 am fost doar la Romanian Retro Racing, la competiția de regularitate pe circuit pentru automobile istorice. Ca și oficial, zici. Ca și oficial, okay. Da. Pe la jumătatea anului așa m-am oprit, am și avut un an complicat, nu știu dacă s-a încheiat. E posibil, dacă mi se va mai da ocazia, să mai merg oficial la curse. Nu aș vrea să mai merg oficial la raliuri, pentru că mi se pare de bun simț din moment ce am licență să nu o mai duc. Că nu, au mai fost cazuri. O deci etapă, conflict de interese? Da, o etapă okay. oficială, o bine, etapă... că nu e, că tu nu te dai acolo, te dai o dată, dar în sfârșit să zici... O dată e relevant. Ok, conflict de interese. Ok, dar ți-am sezonul zis, 2022 va avea face starturi. Mai multe probleme așa. Decât ai. Mie nu se pare, astăzi da. Sunt în partea aia și pot să mă duc să-mi da, mă dau cu părerea, dar... Cum să spun, tu te dai ca invitat, tu trebuie să vezi că tu te dai ca și copilot, ca wildcard, ca să promovezi campionatul național de raliuri, că ești acolo. Da. Adică nu trebuie să o vezi, bă, eu mă eu dau acolo pentru văd, puncte, repet, tu îți faci mai multe probleme decât ai. E, dar aș noi putea știm să mă duc asta, la viteză în coastă și mi-ar plăcea să mă duc la viteză da. În coastă. Du-te. Mi-ar plăcea foarte mult să merg la karting, din păcate kartingul nu mai este la sub egida FRAS. Întotdeauna au fost discuții între FRK, Federația Română de Karting și FRAS. FRAS nu mai are karting termic, să zic așa, are doar e-karting, electric. Care, din punctul meu de vedere, n-are nicio legătură cu kartingul. Eu am... E alt tip de karting. Deci, în afară de Formula 1, că îl terorizam pe taic-miu, taic-miu are marele merit, că mi-a făcut niște mofturi în copilărie. Noi eram o familie modestă. Maică-mea a murit când aveam aproape 10 ani, a rămas cu taic-miu. Taic-miu lucra la un liceu, era profesor la un liceu din Bacău, ulterior a fost și director acolo vreo 19 ani și dedica foarte mult timp școlii. Și am fost așa, nu că am fost neglijat, Doamne ferește, nu se înțeleagă, dar da. Am fost lăsat să mai decid liber, pentru mine, liber. Foarte liber. Da. Tind să cred că n-am făcut prostii prea mari. Nu mai freca microfonul. Sau aude, da, sau... Da. Lasă-mă joc, gata, nu mai... Așa-mi face și mie, mă bucur să te ceartă pe tine.
Să te înjure lumea. Iertați-mă, îmi cer scuze. Ai văzut cum am oprit? Îmi cer scuze că am... că am agresat microfonul lui Marius. Vreau să iasă acum, știi? Da. Libertin, liceu, așa. Am avut norocul că în Bacău, na, un oraș nici prea prea, nici foarte, foarte, unde nu se întâmplau multe lucruri. Eu am făcut karting. Stai așa să mă întorc. Asta, asta era... 1-4 da, liceu moftul, de arte. Moftul, de ți l-a făcut. Într-a cincea m-am mutat tata la un liceu care avea o clasă de generală și am avut între a 5-a până între a 12 aceleași diriginte și mare parte din colegii aceiași, niște oameni minunați. Marfă. Aproape toți. Tare experiență, aproape, na, nu-ți dai seama, nu se poate. Și în momentul în care m-am lăsat de arte plastice, maica mea a fost o fire artistică și picta, m-am dus la Clubul Elevilor din Bacău la grafică. Și am făcut câțiva ani de grafică, nu pictură, grafică, unde... doamna profesoară, Dumnezeu să ierte, Dani Zărnescu, vedea în mine un talent așa și mă și laud așa acum, știi cum e că mi-au murit lăudătorii, că am avut o lucrare expusă la un concurs din Japonia. Ăla e maximul, da. Bun. Așa am avut prin România, am avut și un concurs de pictură câștigat, în fine. Dar alea să... Și mergând, era la etajul 2, parcă, secția de grafică, la Clubul Elevilor din Bacău, la parter era sala de judo și atelierul de karting. Și pe sus mai erau, cred că aeromodelism, era pictură în altă parte, mergeam la grafic, treceam mereu pe lângă atelierul de karting. Karting, karting. Așa erau pe vremuri, da. Mirosea, mirosul ăla de aia, e-karting, n-are ce un fac. Da. Nu există competiția auto fără miros, iertați-mă, formula e o glumă. Da. Ei, și mi s-a năzărit mie o dată să mă duc la karting. Și doamna de la grafică mi-a zis, vino mai rar, dar mai vino. Și am zis, nu doamna, eu mi-am găsit calea, mă duc la karting. Și fugeam vinerea de la școală, terminam, cred că la ora 1 orele, și la 2 aveam karting. Fugeam de la școală acasă, de acasă la karting, unde nu exista taxă, dar se practica să duci un bidon de 2 litri de benzină. Asta era. Eu eram cumva avantajat de faptul că tata, având la vremea respectivă un Trabant, îl duceam deja amestec. Pentru doi timp era la fix, țipă. Nici nu mai trebuia să îl duceam cu tot cu ulei. Zădea, te-ai cât o benzină? Da, mă, îmi scotea, da, păi scotea din rezervorul de Trabant și îmi dădea că era deja amestecat cu ulei. Cu asta zic, dar putea să fie împotrivă, să nu-ți dea, nu te duci nicăieri. Am avut ghinionul ca... profesorul de la karting să nu fie chiar un dascăl și să nu vină chiar la toate orele și erau niște băieți mai mari și eu eram pielea pulii. E o expresie franțuzească foarte academică, fix aia eram pe acolo. Da. Plutură, da, aduceam și eu 2 litri de benzină. Da. Și aia a fost o dezamăgere, că la un moment dat m-am oprit pentru că... Na. Ți-ai dat seama că ești? Deci vezi că ne învârteam din când în când cu cartul în parcarea din spate, care era... Moartă. Nu era amenajată, deci printre mașini, frate, fără cască, fără mic, adică eu puteam să mor de atunci, să zic așa, să dau cu capul. Da. De... Da. În fine. Ulterior s-a construit la Bacău circuitul actualul Speed Park, da, inițial Selena, când trăia Dumitru Sechelariu, pentru Doru Sechelariu. Și m-am dus acolo, măi, eu. Băi, și cum m-am dus acolo? Cu cele mai mari gânduri, mă. Bă, m-am dus acolo când, cu motocicletă. Stai, când te-ai dus? În 2000. Adică l-ai prins când arăta bine? Că el păi ulterior nu s-a mai dau seama cât de bine arăta, că eu când am ajuns, aveau camerele de la hotel, deci am închiriat o cameră la hotel. Dar, repet, eu m-am dus acolo cu două motociclete pe platformă, cu prietenii mei, cu Terano, cu platformă, cu 80 la oră, fără aer condiționat. Stai puțin, fără aer condiționat. Și am zis, bă, când ajungem acolo, găsim oameni, uite, se face plec, găsim oameni, motocicliști, oameni, pasionați care se dau. Era o chestie cu motoare, ceva, știi? Și am ajuns acolo, eram doar noi, ești nebun? Doar noi. Nu mai știu dacă... Nu pot să cred. Care a fost primul Amcart sau Selena, nu mai știu, dar exista Târgu Secuiesc nemodernizat. Da, nu știam de Târgu Secuiesc. Băi, Selena când s-a inaugurat și am fost la Cupa Selena. Cred că arăta super, cu restaurant, vezi că frumos. El a fost frumos. Desenat, nu mai știu să zic, dar desenat de cineva pe mulți bani și cu toate anexele care acum sunt diverse chestii, că s-au transformat, inclusiv un atelier de reparație, autocar. El a fost gândit cu... Nu, iarăși, nu vreau să supăram card sau asta, dar card nu e la nivel de infrastructură pe care o avea Selena. Păi nu e. Selena avea o cazare, și restaurant. Pe lângă pista omologată, avea pista de agrement. Ea are un apendic, o pistă de agrement, separat de pista mare. Și am fost la Cupa Selena, cu tata, cu microbuze, că n-a... Trabantul, era un pic, nu prea merge.
Da, e mai așa, erau niște microbuze puse la dispoziție special pentru spectatori. Păi și plecam dimineața, sâmbătă, și ajungeam seara acasă, duminică, așa, și ajungeam după amiază. Stăteam în tribune, tribunele full, două tribune mari, da, nu găsești, dacă n-ajungeai dimineața, stăteai pe scări. Eu n-am mai văzut așa ceva. Dacă vezi 10 spectatori în tribună la o etapă de karting, și nu mă refer la familie. 10 spectatori. Mare lucru. Ei, stai, mare meritul. Că deși nu era absolut deloc atras de ce se întâmplă acolo, stătea cu mine. De dimineață, când nebunia mea așa. Și la acea cupă, Selena, că mereu povestesc, că, când mai zic, bă, am fost aici, când ajung acolo mă apucă nostalgiile. Zic, bă, eu l-am văzut pe Vita Antonio Liuții. El a venit la inaugurare la cupa Selena până să ajungă, da, un pilot de Formula 1 care a trecut pe la Bacău și s-a și lăsat un cart la vândulul Doruțu, da, Doru Secretariu. Din păcate, Doru a crescut, cariera lui s-a terminat, pista, după ce a murit Dumitru Secretariu, a ajuns pe alte mâini. Nici nu există o cultură. Da. Eu m-am dus foarte entuziasmat acolo. Foarte entuziasmat. M-am dus până la Bacău cu teranul cu 70 la oră, vara, 45 de grade, fără aer condiționat, cu ochii mai în platformă. Era prima dată când mergeam cu motoretele pe platformă. Tot timpul mi-am zis că o să încadă motoretele pe platformă. Păi și când am ajuns, am rămas așa, nu știu, eu tot timpul când mă duc undeva, îmi creez niște așteptări, îmi proiectez eu așa cum ar arăta, cum e, mamă, să fie circuitul și cazare, ne luăm hotel și ieșim la restaurant cu băieții, stăm de vorbă, mai dăm o tură, mai nu știu ce, știi? Și când am zis acolo, eram noi, ești nebun, noi. Și țin minte că l-am întrebat, era un băiat. Era cineva să, bă, vă, da, lase, să vă permit acces. Țin minte că l-am întrebat pe un băiat care era ospătar acolo, băi, aveți mâncare, mă? Da. A, zic, gata, mă, hai, ne-am dat. Monța. Eu acum le zic oamenilor care vin la circuit, că mă întâlnesc cu ei, bă, profitați de faptul că nu e atât de cunoscută treaba asta, că suntem doar noi. Nu e aglomerat, că altfel ar fi fost aglomerat, ești nebun? Exact. Deci, ai stat la coadă, efectiv. Un ochi râde și unul plânge. Unul plânge că nu suntem mai mulți, că dacă eram mai mulți, ne dezvoltam și noi ca infrastructură aveam mai multe circuite și așa mai departe. Altul se bucură că suntem noi pe circuit, ai văzut, la un track de moto, suntem 7 motoare. Și după aia am fost la toate etapele de karting. Când, da. Repet, dacă nu te duceai dimineață, n-aveai șanse să prinzi loc în tribună. Iar acum, da, toată lumea are mașină, nu mai merge nici dracu. Din păcate, că ăsta e un subiect care doare. Dacă te uiți în orice țară, se face ceva, da? Circuite care se modernizate sau asta. Kartingul e o bază pentru orice. Da, România este țara în care noroc de scat kart la Târgu Secuiesc, care e întreținut bine. Noroc că Costi Cărăileanu are grijă de prejmere acum și l-a preluat dintr-un punct în care putea fi albă sau neagră și arată bine. Bacău. N-am fost de când s-a schimbat conducerea, foarte cum ar veni, dar m-am zis că e ok, da. Bă, și motorul Bacău e lăsat okay de capul lui, așa, din păcate. E, poate o să pună cineva. Am cartier, are norocul că e lângă București. Da, și are mulți clienți. Iar îți dau exemplu, cel mai trist este Vic Kart Arad, care e un circuit construit el, da, după Revoluție, deci din astea, cum a fost și Bacău și Amcart, și care e oale și ulcere de mult. Și zona aia, da, Arad, Timișoara, toată zona aia, nu s-a putut. Da, nu știu, ăștia suntem, ăsta e nivelul, ce să zic, e greu, mai avem nevoie de multă cultură, oamenii nu merg la circuit că le e frică, că le e frică că nu știu să conducă, că le e frică că se fac de râs. Băi, mi-a zis că odată cineva, nu pot să cred, mi-a zis cineva mentalitățile că sunt foarte s-a dus ciudate la circuit și, bă, mi-am tocit frânele și eram, pula mea, tu ce te așteptai acolo să-ți crească plăcuțele la loc, adică orice plăcere costă în viață, asta e. E foarte greu. Aici nu știu la ce se referă întrebarea, dar poate știi tu. Aoleu. Ți-e frică? Mi-e frică. Vrei să o citesc invers? Stai că vrea să taie. Poiană la de ani câțiva acum de servis de parcul. Să o citesc invers. Ia. Din evenimentul descriere ne să poate. Dă-mă să citesc pe. Poate să ne descrie evenimentul din parcul servis de acum câțiva ani de la Poiană? Nu. Nu știi la ce se referă? Da, știu la ce. 2016, conflictul meu cu Lucian Răduț. Nu, l-am descris la momentul respectiv. Nu contează. Conflictul nu a fost tins niciodată. Eu consider că am avut dreptate. Probabil el consideră că a avut dreptate. Da, nu e o problemă. Timpul a trecut. Să închidem, nu? Că te omoară soarele, nu? Acum, mai am două întrebări și terminăm. Da. Gata, mă, mă alungi. Am crezut că abia am început. Am trecut de generic? Am trecut de intro, da. De ce, mă, n-a fost bună la el? N-am zis eu de 20%. Cum e viața când pui mâna pe atâtea mașini mișto? Cred că am zis un pic mai devreme. Băi, mișto, dar întotdeauna trebuie să te uiți la ambele fațete ale monezii. Da?
e foarte mișto dacă pui din momentul în care te urci în mașină și până când cobori, da, dar e super. Restul e nasol când te dai jos din mașină și te urci în a ta. Eu am un șoc de fiecare dată. Mă, maximul meu. Eu am trăit câțiva ani cu povestea prietenului meu Bogdan Stan când era la Autoexpert, ca, când a adus un erop la Audi aici în Pipera și a plecat cu metrou. Și era, ba, am adus erop și am plecat cu Bombardier. În 2016, cred, sau 17, am avut un Rolls Royce de un la test. L-am dus în, la Bavaria. Pe mine mă dusese George acolo, m-a lăsat, eu am preluat mașina. Am avut cămașă în ziua aia. Cu mânecă lungă. M-am dus frumos. Te-ai dus, da, frumos. Am preluat frumos. Oamenii, da, de la Bavaria, sper, ok, bine, ne și știam. Am preluat mașina. Am avut derogare să întârzi, că m-am dus cu Savu să-i facem niște poze. S-a înțeles că... Tu trebuie să înțelegi că am avut atunci înțelegere din partea celor de la Țiria Collection să-mi scoată un Phantom 4. Doar ca să fac niște cadre cu dăunul ăla lângă. Și le mulțumesc și pentru momentul ăla și pentru altele care au fost. Că am fost între norocoși care au avut acces la niște mașini de la Țiria Collection. Și cred că am și făcut niște materiale mișto. E, am predat mașina, am dus-o la Bavaria, era de seară, nu mai era decât domnul paznic, am lăsat cheile. Și de acolo am plecat cu un Mercedes-Benz, doar că Citaro... Băi, okay, era... e ok autobuzul de când mașina ta. Nu știu, e 330 sau 335, nu mai știu. Da, 335, cred. Băi, nu, dar vezi că tu zici că e rău când te urci. Depinde, băi, că tu mergi, dacă tu te raportezi că te duci la BMW și mergi cu un M4 și te urci în Silvia, da. Nu. Dar vezi că sunt situații în care mergi cu câte o... Poate să fie și racheta, da, așa, și să te bucuri când cobori la ceva analog. Sunt de acord cu tine. Am pățit și asta. Când am mers cu X7, m-am urcat în Toyota. Aveam chef de Toyota, știi? Dar de exemplu când am... Da, de exemplu când am mers cu... De când am mers cu ultimul seria 5, M5 diesel, nu știu ce, la Timișoara și am avut mașina 4 zile și m-am obișnuit cu ea și pe aia am lăsat-o și m-am urcat în Passatul meu cu bordul roșu și cu albastru și cu treptele și... Și, mamă, zic, nici pe scaun nu stau bine aici, zic, este incredibil. Da, e șocul mare de tot, deci să știți, bă, e plătim mișto și noi acum, un preț, dar ca să zic, fi, pentru toate lucrurile astea. Dar n-aș fi mârlan să zic că e nașpa. E mișto. Da. Odată ce înțelegi, deci, tot tablou este foarte mișto. O altă întrebare scurtă și la obiect, îi îndemni pe puștii din ziua de azi să intre în lumea presei auto? Dacă le place, dacă sunt fani, dacă le plac mașinile. Băi, eu îndemn pe toată lumea să facă fix ce îi place. De acord cu tine, dar poate omul și nu știe ce îi place. Și dacă asta îți dar un poate singur... Poate omul nu știe, zice, hai aici că aici există Asterix-ul, da? Da. Orice ar face, oricine, trebuie să o facă pornind de la gândul că va încerca să facă foarte bine. Da? Dacă nu, să nu adică, facă, corect, da. Bă, așa orice, da, bă, ori te dedici 100%, ori n-are rost. Dacă tu îți dorești să te faci bucătar, trebuie să-ți dorești să faci foarte bine asta. Nu așa, mamă. Orice îți dorești să ajungi, trebuie să... Șocat de macanul la platformă. Am mașină la Porsche... Porsche. Vrea să-l ia, vrei să-l iei să-l vopsești, recunoști? E vopsit jumate, nu înțeleg. Da, l-a dus la Porsche doar să-l vopsească, da, jumate și restul montează ei, ia? Păi și mi-a aripa și ușa. Da, deci asta, orice ai face, că e presă, fă așa, dar mă, trebuie un pic să, cred eu, să clarificăm și asta, pentru că ziceam de social media mai devreme, că au omorât conceptul de presă. Bă, presă nu înseamnă să mă ierte fanii, dar presă nu înseamnă supercar blondi. Da? E... Deși, nu. Vezi, mamă, am văzut la, am văzut oamenii la. Să, vreau să înțeleagă foarte clar oamenii că presa auto nu însemn eu. Eu nu sunt presa auto. Eu tu sunt entertainer. Da, fan, da. Facem, da, râdem, da, mai, da, dăm, da, și niște informații, dar eu nu sunt presa auto. Presa e altceva, presa, da, e cu totul și totul altceva. Un mai profi, știi? Trebuie adică, să știi cum e. Și dacă ești fan BMW, dar mergi cu un Audi care are niște calități, nu te fă că nu le vezi, doar că ești fan BMW, știi? Corect. Da, da. Și știi cum e? Nu trebuie să fii, că toată lumea zice, mamă, trebuie să le criticați, trebuie să le, mamă, știi cum e? Mulți judecă, dacă ție îți place o mașină de acum 20 de ani, cum și mie îmi plac mașinile mai vechi, că mă simt așa un pic mai analog, da, și mai... Asta nu înseamnă că trebuie să le blamezi pe astea noi, doar că... Dar încearcă să fii echilibrat în... Nu trebuie să o lauzi în exces, dacă nu-i caz, dar nici să-ți bagi joc de ea, nu trebuie să o calci. Am o poză aici pentru tine, cred, sper. Sper să o mai am, dacă nu mai am, nu mai am.
Da, nu mai am poza. Era cu XM-ul nou și X5-ul vechi. Dar ți-o arăt acum imediat că am pus-o. Și te întreb pe tine ce părere ai aici în direct și în reloare. Ce părere ai de mașină? E frumoasă, îți place, XM? Nu-ți place? Da. L-am văzut live aseară. Eu nu, că nu mi-a zis Marius. Dar nu mai contează. Băi, uite, hai să zic care e părerea mea. Am avut discuția asta despre X cu multă lume și mulți ziceau că e urât. Și eu am zis, când am văzut pozele și eu m-am speriat. Dar am zis, poate să-l văd live. Eu acum în realitate, dintre cei care agrează X, nu pot să zic că sunt fan, îl agrez. A contribuit enorm evenimentul de lansare. Enorm a contribuit evenimentul de lansare care a avut loc la Măgurele. La laserul de la Măgurele, unde în contextul ăla și dai seama, bă, stai puțin că noi suntem în prima zi a viitorului, hai să ne mai raportăm la trecut și mă rog, a fost un laser mapping și asta care te făcea să înțelegi de ce arată X așa. Ok. Și atunci dacă mă gândesc la X, XM arată arată ca viitorul, dar fii atent aici. Îți place sau nu? Îmi place mai mult ca modelul vechi sau mai puțin ca modelul vechi? Dar nu există model vechi, el e un model de sine stătător, el nu e următorul X5 sau asta, nu. Este XM, punct. Nu e locuitorul X5M? Nu. Ok, nu. Deci un model este separat. XM, da. Okay. E un model lansat cu ocazia împlinirea 50 de ani de BMW M, care din păcate nu e un coupe cum poate ar fi fost frumos, că nu era comercial, e un SUV. Dar, apropo de asta, uite, BMW a făcut o chestie deșteaptă, cred că dintre toți constructorii a făcut-o pe cea mai deșteaptă. Când a început nebunia asta a electrificării, nu pune Mi-3, că vreau să mă întorc și acolo puțin, zic, mă duc și acolo puțin, dar ei au lansat aproximativ în același timp, pentru că evenimentul de lansare a fost concomitent și am avut și eu ocazia să merg la el, i4 și iX. i4 arată super normal, dar te urci în el, te simți ca într-un seria 3, ca într-un seria 4, așa. Deci vrei o mașină normală, te duci acolo, are doar alt sistem de propulsie. Okay. Sau vrei ceva futurist. EX. Da. Okay. Deci au jucat două capete care mi se par câștigătoare. Da. Acum, XM se duce în zona de EX, deși interiorul e mult mai cuminte decât la EX, dacă mă întreb bine. Și, băi, acum pare că-s cretin, da? Zici, bă, ce nebun. Te întreb acum. Da. Dacă te uiți la i3 pe stradă, îi dai vârsta pe care o are? Nu, niciodată. Deci i3 arată, zici că e lansat azi, mă. Nu îmbătrânește, da. Dar când la... Deci, și am avut norocul să fiu printre primii care au condus i3 la lansarea internațională în Germania, mă rog, la un eveniment în Germania la care am fost cu Alex. Și vezi tu că eu m-am zis așa sceptic și așa. Am avut norocul în ziua aia să merg în mașină cu domnul Andrei Belu, care este un mega inginer auto, fost pilot în România. A plecat de la Dacia Competiții la BMW, a lucrat la BMW M, s-a ocupat de programul de WTCC și a mers cu dumnealui în mașină puțin și l-am întrebat că îi place și eram ferm convins că un om care a stat în, în boxele BMW M o să zică, bă, nu. Și mi-a zis că îi place foarte mult, că înțelege progresul și că așa trebuie să fie un automobil. Da. Și mie îmi place i3 foarte mult. La început am fost sceptic, îmi place acum și mi se pare că dacă tu acum te-ai fi trezit după un somn de 10 ani, zicea cineva, a lansat ieri BMW mașina asta, cum ți se pare? Te uiți de jur împrejur și bă, să mori ăștia, sunt viitor. Da, 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 față de restul, da. Putea ca X. Toată lumea a criticat grila BMW. Da, ți-amintești când a apărut facelift-ul de seria 7? Mamă, vai, ce urât caloriferul. Băi, sunt mărci. Uită-te la grila de la RS3. Oh, e mai mare decât grila de BMW. Da, mă, dar vezi tu, BMW are norocul ăsta să vorbească lumea de el. Da, da. Audi nu vorbește nimeni. După ce BMW a aruncat năvodul, la direcția unde s-a dus Nada, să zic așa, de la, în direcția s-au dus mulți. Nimeni n-a mai sărit de curând sus. Toți văd grila mare numai. Asta nu înseamnă că mie îmi plac toate... Că între eu l-aș fi văzut și cu varianta de grilă mică. Nu cred că ar fi arătat rău cu varianta de seria 3. Nu, nu știu că au făcut seria 3 facelift, Nu cred că ar fi arătat rău. Dar eu sunt o părere dintr-un apartament din București. Tu nu cumperi mașina niciodată oricum? Adică nu ești genul de cumpărător? Da, păcate nu cumpărăm M3. Eu le spun oamenilor, M3 Touring oricând. Eu le spun oamenilor că în general
în general, pasionații care comentează de rău pe internet nu sunt și clienții de mașinile respective. Ei își cumpără second hand, ei sunt cunoscători, ei vor alte lucruri. Eu am văzut copii care... Comentatul e spor național. Eu știu cazuri de copii care erau nemulțumiți de prestațiile anumitor piloți, ei neavând permis de conduce. Da, bineînțeles. Da, bineînțeles. O să supere pe mine, dar... Da. Ori filmulețele de genul Audi vs. BMW nu fac bine nimănui. Fără supărare. Câteva glume din adolescențe legat de numele lui de familie, ne spune dacă îl rugăm frumos. Băi, acum cu glumele... Dacă ți-a făcut lumea glume cu glumele, cred că se mai seama. Fac și acum. Îți dai seama. Nu le știm. În primul rând, eu semnând articole cu Radu Gură Multă, mulți, până să ne cunoaștem, au crezut că e pseudonim. Ok. Glume... N-ai avut mesaje, mail-uri la redacție? Nu știu, dale, eu te ce scrie asta, nu știu. Habar n-am, băi, nu știu, mă gândesc. Am tot felul de episoade. Da. Când eram, de exemplu, a fost un episod... Eu ți-am zis, am învățat la un liceu. Eram clasă de a 5-a într-un liceu, singura clasă. Era o clasă de a 5-a, a 6-a, a 7-a, a 8-a. Câte o clasă din fiecare generație. Și a fost o perioadă când aveam ecuson. Și mă, țin minte și acum, m-am dus la chioșcul școlii cu ecusonul și erau două fete mai de liceu, așa, mai de alea, care mai veneau băieți, luau de la școală, adică erau alt next level, erau ca mine, bicicletă Pegas, știi? Da. Erau și pe marca vârstă. Și au râs de bine, a, cum să te cheme, gură multă și aia. Și pe moment m-a afectat treaba asta, dar în timp. Dar am avut tot felul de episoade amuzante, mă duc pe aeroport dimineața, știu că sunt zboruri de alea la 6, n-are rost să-ți explic cum sunt unii vame și că zici că au mâncat numai castraveți în oțet toată noaptea și dai așa peste cineva care și dai pașaport. Îl deschide și vezi. Știi? La început poate îți vine să te enervi, după aia zici, bă, de-aia am făcut puțin ziua, am făcut dimineața mai frumos. Da. Iar cel mai tare moment, adică nu cel mai, dar ăla mi-a rămas în minte când mă prezint pe undeva, din reflex și pentru că așa zicea și tata, te notează pagina. Zic, Bradu, gură multă legat. Și m-am zis odată la un birou, era un domn paznic, scoate registru și zic, Radu, gură multă, stau puțin, zic, legat. Stă puțin. Radu, gură, multă. Stă puțin și zice, gură și multă legat? Bă, m-a blocat. Da. Gata, nu? Aia, nu, Radu și gură nu merge. Ultima întrebare. Ultima. Asta e de 1 milion de euro? Da, e de 1 milion de euro, da. Trebuie să ghicești. Trebuie să ghicești cine a pus întrebarea. Răzvan Vestiu. Nu. Îi place ceva mai mult pe lumea asta decât ciocolata de casă făcută de mine? Silviu Toma. Silviu Toma. Băi, Silviu, mie, eu nu sunt mare fan dulciuri. Să știi că refuz de foarte multe ori desertul. Nu refuz carne, nu refuz legume, de asta, așa, dar desert. Nu refuz bere, nu știu dacă... Da, 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 am văzut, navete, da, se vede. Da, am și niște ustensile. Se pare normal, mă descurc. E normal, adică dar, ești pasionat de lucruri. Aș mânca, cred că există câteva chestii pe care le-aș mânca oricând, cartofi prăjiți. Adică știi cum e, n-ai stare pentru, poate nu vrei vită Kobe oricând, poate nu. Dar cartofi prăjiți aș putea oricând, măsline aș putea oricând și ridichi roșii aș putea oricând. Ok. Iar salată de roșii cu brânză, mamă, plouă. Bă, brânză nu, dar roșii cu sare, așa. Okay. Băi, ciocolata lui, dacă ar fi să mă gândesc așa la un desert pe care l-aș mânca oricând, sunt câteva chestii. E unul din copilărie, făcea maică-mea niște gogoșele care, nu știu, nici n-am încercat să le replic, dar e și aia că le făcea mama, și aia. Mai aveam o dulceață pe care o făcea bunicul meu, care era o dulceață de vișine, dar era acea dulceață. Ciocolata de casă lui Silviu este special. Să vedem o ciocolata de casă lui Silviu. Da, bine, acum Silviu, artistul nostru te va provoca să aduci o tavă de ciocolată întreagă, nu cum ai adus-o mie parțial, că nu te-ai putut abține. Da, mă, deci fii atent, mi-a rupt piciorul în 2000... Acum 2 ani, da? 2020, da. Când mi-a rupt piciorul în 2020, adică genunchiul la schi, ligament încrucișat anterior, era meu, făceam recuperare, umplam cu
Mortez, era da, da, așa, mai, mai handicapat da. Și fizic, nu doar la nivel de gândire. Da. Și Silviu mi-a scris într-o seară și a zis, bă, vrei să-ți fac ciocolată? Sau mă mănânc și cald, le-o vânz și mi-a făcut ciocolată și mi-a adus ciocolată. Și asta e așa, n-avea nicio obligație, adică... Da, un gest și oameni din pe care o să-l ții minte și... Da, 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 da. Dar da, acum, pe de altă cale, eu sunt dispus acum să primesc pentru că mi-a făcut poftă două tăvi de ciocolată. Două tăvi. Da. Da, să-i scriu, băie, să aduci... Să aduci tăvile la băieți, că aia e. Ăsta a fost podcastul. Eu mă uitam dacă mai am întrebări aici pentru tine. O să mă întrebi orice. Știu, acum, dacă știu. M-ai încălzit. După două ore ești nebun, nu mai contează nimic. Dacă, voi, dacă ați avut răbdare până aici, ne veți vedea pe noi așa, vă plictisiți de... Dar păcat că nu-i vedeți fața lui Dobrescu. Da, îi fac o poză. Ce? Ăsta a fost podcast? Da. Sau ce? Dați like ca să-l like, oprești, share, nu? Să tai, nu? Ai nevoie să tai, nu? Like, share, subscribe. Da, da, mă, deci ăsta a fost podcastul cu Radu Gură Multă. M-a înjurat că m-am înecat, dar nu contează. Dacă se mai uită cineva până aici, da? Eu îi mulțumesc că a venit și a făcut timp, îi mulțumesc că și ia din timpul lui și trofoacă nervii și... Bă, îți mulțumesc că m-ai lăsat să vorbesc. Da, m-ai lăsat să și vorbesc. Da, te-am lăsat. Mulțumesc să de invitație. Eu aveam rezerve. Eu lui Marius i-am zis pe drum. Și am zis și cred în continuare. Nu suntem noi măsură, judecăm, dar ori va ieși foarte prost, ori va ieși bine. Adică nu va exista cale de mijloc. Așa, așa, așa. Da, eu cred că podcastul este de ascultat, nu de văzut neapărat. Oamenii da, se uită, ei vor să-l vadă, n-am nicio problemă partea să-l vadă. Este doar complementar da. Ideilor așa, care se vehiculează. Trebuie să-l asculți, trebuie să fii pasionat de presă, trebuie să fii pasionat de lucrurile bine făcute, trebuie să, nu știu, trebuie să fii pasionat, să-ți placă o discuție de genul ăsta. Îmi pare rău că n-am vorbit mai mult despre motorsport, că acolo aș fi avut multe chestii, să zic ce așa, să de mentalități. Ce vreau să te mai întreb, ca poate reușim să-ți ușurăm munca, dacă vor oamenii și consideră ei ca o mașină care ar avea poveste și ar merita să intre în catalog, mă bagi într-o zonă cum ar putea delicat. Să te contacteze? O bagi într-o zonă nu, mă, foarte lasă, delicată. Nu-ți face tu probleme pentru ei. Lasă-i pe ei să-ți trimită și tu răspunzi la cine vrei. Nu, nu, nu fac nu? Asta. Ori răspund la toți, ori nu răspund nimănui. Atunci nu există jumătăți de măsură. Da, te sun eu, directorul de la interviu. Te sun eu, da. Da, de asta zic. Nu, vrei nu, să... nu, nu, nu. Nu? Îi găsești tu? Îi sun tu. Dacă vă sun el pe fix. Mă găsesc eu. Nu, da. Zi-mă cu cuvintele tale, mai stă jumătate oră. E nașpa să dai cuiva... Să-i spui nu? Bă, și asta, da. Deși... Îi deși, faci un mesaj... Deși eu sunt fan să ți se spună nu când e cazul. Dar e nașpa să-i tai cuiva elanul. Nu-i tai, îi spui așa, în momentul de față. Nu, mașina nu, nu, dumneavoastră, nu vreau să dau răspunsuri de mașina dumneavoastră se ridică la standardele catalogului. Dar dacă... mai continuați și eu sunt ferm convins că nu vă lăsați aici. Nu, nu, cu asta faci tu, eu nu eu fac asta așa. Fac. Eu asta fac, pentru că am refuzat oamenii în fel și chip și am ajuns la concluzia că minciuna asta de societate așa greată pe care, în care noi trăim e cea mai bună. Nu trebuie să stau eu să schimb lucruri și mentalități, o dau așa și 8 din 10 sunt mulțumiți. Se complac în situație. Putem să fim diferiți. Da, putem. Că e farme cu vieții că suntem diferiți. Expert, da. Da. Am luat bani, l-am luat expert. Da, ia.